începe? Da. Fiind prezent majoritatea consilierilor locali, declarăm deschisă ședința Consiliului Local. Momentan, lipsesc trei consilieri locali, domnul dr. Bârzan, Ciobănașul Neculai și Ungurașul Florea. Deoarece președintele de ședință, Ungurașul Florea, lipsește, propun ca primul proiect al ordinii de zi să fie alegerea unui nou președinte pentru această ședință. Iar propunerea noastră a fost a domnului consilier Toader Tăslăvanu, pentru că dumneavoastră i-a început cu ședința, prima ședință a acestui mandat. Dacă sunteți de acord? S-a votat în unanimitate, domnul președinte. Aveți cuvântul. Domnul consilier, majoritatea membrilor Consiliului Local fiind prezent, declar deschisă ședința Consiliului Local. Rog pe doamna secretară să supună pe aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. Ați avut numai pe procesul verbal la ședința anterioară, dacă aveți ceva de discutat asupra lui, ceva obiecțiuni ca să le consemnăm? Dacă nu... Împotrivă și abține cineva, vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului primar pentru prezentarea programului ordinei de zi. La ordinea de zi, punctul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului venituri și cheltuieli pe anul 2020, inițiator primarul. Punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității gospodăriei și înfrumusețarea comunei său pe anul 2020, a obligațiilor și responsabilităților care revin instituțiilor publice, agenților economici, cetățenilor pentru buna gospodărie a comunei său și respectarea condițiilor de mediu, precum și stabilirea sancțiunilor. Inițiator, viceprimarul Emilian Budacă. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 de beneficiari de ajutor social. Inițiator, viceprimarul Emilian Budacă. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Iasău numărul 93 din 2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2020, inițiator primarul. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul 2 al anului 2019, inițiator primarul. La punctul 6, probleme diverse. Modificări la ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului venituri și cheltuieli pentru activități finanțate integral din venituri proprii pe anul 2020, inițiator primarul. Și mai există un proiect de hotărâre, l-ați avut în mape, de contarea navetei la cadrele de dat, ce pentru lunile noiembrie, decembrie, da. Ianuarie 2020. Mai sunt alte propuneri pentru ordinea de zi? Dacă nu mai sunt, atunci supus pe aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Ca ține cineva împotrivă, vă mulțumesc. Domnule primar, trecem la primul punct. Primul punct, de proiect de hotărâre. Da, aici. Privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Comunei Iasău. Dumneavoastră, în ședința comisiilor de ieri, ați studiat acest proiect de hotărâre în cadrul comisiilor. S-au mai stabilit niște modificări pe care o să trebuiască să le discutăm. Între timp au mai apărut și alte necesități. În ce privește școala generală a Său și ce mai urmează, dacă sunteți de acord. Sincer, eu aș vrea să fac niște precizări referitoare la amendamentele pe care le-am văzut în procesul de legătură. Nu, stați alegă. Dacă nu mă legă, întâi să vedem dacă, sau cum, întâi amendamentele. Mi-aș dori să fac niște precizări referitoare la amendamentele aduse în... Reieșite din procesele verbale. Da. Mi s-ar fi părut normal să fiu solicitată ieri. Nu am fost, am dorit să le aduc acum.
partea de SF. Am văzut într-o comisie care nu este de acord cu norma de hrană a polițiștilor locali. Vreau să fac următoarea precizare. Am prevăzut 19.200 de lei, ceea ce înseamnă contravalarea normei pe 5 luni. Știm că noi, restul salariaților, adică vreo 60, care reprezintă 32 de asistenți personal plus noi restul, primim indemnizație de hrană. Polițiștii locali nu au dreptul la indemnizație. Atunci am considerat că este deontologic, că este normal și nediscriminatoriu să-și primească și norma de hrană, reprezentând 5 luni, adică contravaloarea unei indemnizații pe un an, cât primește ceilalți salariați. Adică nu mi se pare normal ca 60 de salariați să beneficieze de indemnizație, iar 4 salariați să nu primească nimic. Aici noi așa am văzut-o. Nu că nu primesc nimic. Primesc haine, primesc echipament, primesc... Nu este conform legii să primească echipament în fiecare an. Polițiștii noștri au primit echipament... Asta nu înseamnă că e nimic. Au primit echipament o dată la 3 ani. Nu e vorba de dat de primărie. Asta se dă. Dar sunt date din consiliul din bugetul la ară. Și cine da, da, este normal ca oamenii să se îmbrace în ținută. Sunt polițiști locali, legea prevede să primească ținută anual. Polițiștii noștri au primit ținută anual, este legal. Sunt anumite elemente care trebuie să primite două ori pe an. Polițiștii noștri, repet, au primit ținută o dată la 3 ani. Deci li s-a achiziționat în 2019, ultima achiziție fiind făcută în 2016. Referitor la cheltuielile materiale înscrise în capitolul respectiv, ele sunt stricte. Adică am văzut că sunt la un loc, nu știu dacă ați, la un loc cu serviciul de voluntariat. La serviciul de voluntariat sunt puși 2000 de lei pentru carburanți. Îi cumperi, nu-i cumperi, trebuie să ai acolo puși pentru situații de urgență bănuți. Și mai sunt prevăzuți 32.000 de lei, din care 15.000 trebuie completat planul de apărare. Mai trebuie niște dotări făcute acolo. Noi am început în anul 2019 dotările, mai sunt de făcut, de cumpărat, schimbătoare, paturi, dotate cu pături, cu perne și alte dotări care sunt prevăzute în acel plan anual. 14.000 de lei acolo reprezintă asigurările obligatorii ale voluntarilor. Da, voluntarii din serviciu. 3.000 de lei am pus pentru verificările anuale ale hidranților, ale stingătoarelor. Și de ce nu le-am spus detaliat, doamne, ca să le înțelegem? Aici. Eu le-am scris în raport. Eu le-am scris în raport. Au avut la unison, au avut... De ce l-a schemat-o el? Dar de ce nu l-a schemat el, ca să vă spun? Fiindcă nu le-a spus detalii la toate chestia de unii și dar eu nu sunt curiozități și neînțelege, nu-l chem pe ăla care... Mă chemați! Dar eu în raportul meu am formulat. Eu am spus... Dar nu am nimic împotrivă. Eu am adus amendamente și explicații. Iar la poliție locală, la fel. Cheltuielile sunt stricte. Carburanții, robineta autoturismului, asigurările autoturismului și câteva mici reparații care apar. Astea sunt toate cheltuielile. Bun. Am văzut un amendament făcut de domnul Bobeică referitor la faptul că cheltuielile de personal depășesc bugetul de venituri proprii. Cheltuielile de personal per total instituției reprezintă 2174,05.000 lei. Din aceștia, 1192.000 lei reprezintă cheltuielile cu asistenții personale. Personalul primăriei înseamnă 982.000 lei. Adică jumătate din bugetul de venituri proprii. Vreau să mai menționez că la asistenții personali am finanțat cheltuielile cu 43% față de 10% cât ne-ar fi obligat pe noi legislația. Doar că finanțele publice, din cei 1192.000 lei, ne-au dat doar 642.000 de lei. Deci noi ar fi trebuit să lăsăm asistenții personali fără salarii de tot în ultimul trimestru. N-am făcut asta,
prevăzut sume din bugetul local. Pentru că știți că întotdeauna au probleme cu ei, că dacă au întârziat două săptămâni plata din lipsă de fonduri, am fost dați în instanță. Eu am... Și nu se putea renunța măcar la anumite favoruri, de acolo, vacile de vacanță? Nu, pentru că este un drept legal pentru care putem fi dați prin instanță. Mai ajungem în situația, stragem oblonul și să închidem decât să... Dar nu sunt eu de vină că asta prevede legislația. Și ei sunt salariați la fel ca și noi. Au toate drepturile, noi trebuie să le asigurăm. Nu asigură suma de care ați vorbit dumneavoastră, de unde mai putem lua bani să asigurăm salariile și cu asistență socială. Asta am spus, că am asigurat. Deci am luat, am finanțat întreaga necesitate a fondului de salarii, chiar și pentru asistențe personale. Deci am finanțat totul din bugetul local. Da, am înțeles. Numai că cheltuielile cu personalul depășesc veniturile proprii. Deci 3.400 și ceva, vorbesc nu. Dar dacă dau de o parte... Venituri și cheltuieli de personal, eu nu mă duc în zona de dedesubt. Eu vorbesc cheltuiala și venituri. Dar dacă eu vă întreb așa, în momentul în care nu o să puteți face veniturile comune, de unde luați bani pentru asta? De la dezvoltare. De unde luați? Conform legii, poți să susțin salariile chiar și din excedere. Da. N-am făcut și niciodată acum chestia asta. Da. Și acum vin și vă spun așa, atâta timp cât vi s-a aprobat grila de salarizare sau salariile de bază, Consiliul Local v-a aprobat asta. Și s-a ajuns la capătul ăla, acolo, la niște salarii de bază care puțini au de pe zona asta, îmi permit dusul dacă... Aici. Deci dacă eu am votat împotrivă, împotrivă, este așa? Dreptul, dreptul meu a fost să votez, așa? Dreptul meu este să votez împotriva bugetului. Dar nu vă obligă nimeni. Eu am fost, m-am considerat datoare să aduc niște pentru precizări. Am înțeles. Și chiar vă mulțumesc pentru asta. Numai că, atunci când s-a făcut hotărârea de Consiliul Local și s-au aprobat salariile de către Consiliul Local, a fost o tăcere continuă. Nu a fost o tăcere continuă nici cum. Cel puțin eu v-am spus de atâtea ori că vom ajunge în situația asta. Dumneavoastră ați plecat cu un coeficient mare și de acum 3 ani și am ajuns în ziua de astăzi. Spuneți-i că am eu ceva pitici la creier. Că dacă porneam cu un coeficient mai normal, ne comparam și cu alte comune și ne uitam și la alții cum o făcut. Dar ne comparăm și cu alte comune, da, doamnă, știu, salariile de la său nu sunt chiar atât. Stați un pic ca să vă spun. La timpul respectiv, cu toții ne-am uitat pe grile și am văzut care erau coeficiențe. S-o pornim la 3,8 sau nu știu cât, aproape maxim, în jos. Și alea au fost votate inclusiv de echipa domnului Bobei. Acum am ajuns în situația asta. Da. Nu pot să fac considerații asupra acelora pe care dumneavoastră le spuneți. Aș dori să fac un considerare... Sunteți contabilă șeful sau cum vă numiți dumneavoastră? Nu, eu mă numesc inspector superior. Așa, exact funcția similară dumneavoastră. M-am uitat la alte comune și aveau cel puțin 6-700 de lei mai puțin salarii decât dumneavoastră. Dacă mai adăugăm și taxele la stat și tot, care se raportează tot la salariul. Că colega mea de la Argeș, care este comună de gradul 2, este mai tânără decât mine, are salariul mai mare. În funcție de interes căutăm extremele. Da, eu am căutat mult mai mici, care au fost de similare asta, mici. Dar asta nu, este o altă. Am căutat comune similare cu a noastră ca număr de locuitori. Și chiar era un oraș la momentul ăla care m-am uitat și avea salariul mai mic ca dumneavoastră cu 600 de lei. Un contabil șef la oraș. La oraș nu. Bun, am luat comune. Sunt comune destule, între 5 și 7.000, 8.000 de locuitori. Și nu mai vorbim că așa cum ca și dumneavoastră și alți funcționari din primărie sunt. Eu un singur lucru am avut de spus, susținere. Deci dacă tot, deci veniturile proprii a comunei sunt mai mici decât cheltuielile cu personalul, de ce? Despre ce? Deci eu v-am demonstrat. Ne ducem să împrumutăm bani. Cheltuielile cu personalul ale instituției. Și așa veniturile proprii sunt abonate din ce se găsesc. Asta am vrut să vă spun. Am rugăminte. Haideți să desfăcem pe baza amendamentului care doamna... La partea DSD. Eu mi-am făcut precizările la partea DSP și o să votați dumneavoastră pe fiecare parte. La partea DSD. Înțeleg că nu se dorește realizarea podului la Dăștie.
Noi când l-am pus în lista de investiție, am luat în calcul faptul că pentru acest obiectiv de investiție avem toate documentațiile aprobate. Există reactualizarea situațiilor de lucrări, există... Doamne, dar stați un pic, că porniți cu o dezinformare. A spus că nu se dorește... Unde ați găsit, la care comisia ați găsit că nu se dorește construcția pădurilor? Doamne, peste tot este trecut, dacă nu se... Mărea, nu mai intervenim. Lăsați-vă să-mi termin ideea, după care dezbaterea este la urmă. După ce e un trebă? Deci, repet. Pentru acest obiectiv, noi am luat în calcul că avem toate documentațiile. Deci vorbiți de investiții. Vorbesc de investiții. De lista de investiții, vorbim, am spus, am trecut la partea de SD, da? Acolo ne-am putea apuca de treabă. Deci avem tot ce este necesar. Am văzut că sunt propuneri. Dăm jos acela și să realizăm. Pod Nogea, canalizare, alimentare, apă... și în satele Apasău și Păltiniș. Lărgile Albie, pod Bartea. Teren scurt la școala Bartea. Bun, în condițiile în care dau jos podul Agăștin, 809.000 lei pe care iau din excedent, îi las deoparte, nu mai fac nimic, rămâne în excedent, nu-i mai folosesc, iar din partea aceea de 238.000 lei care se finanțau din SF, am spus așa, vrem pod Nogea, înseamnă că trebuie să facem actualizarea devizului general, care a fost făcut la 2016, trebuie actualizat pentru 2020, reînnoirea expertizei tehnice, certificat de urbanism nou, avize noi, obținerea autorizației de construcție nouă. Înțeleg că ar putea fi reevaluat la vreo 600-700.000. Dar pentru aceste documentații aș avea nevoie de vreo 20.000. Deci ar trebui să pun în lista de investiții, pentru început, acești 20.000 ca să mă reapuc de documentații. Pentru canalizare, la fel, este nevoie de un studiu de fezabilitate, studiu topo, studiu geo. Geohidrologic. Deci pentru asta, la fel, pentru studii mi-ar trebui vreo 80.000 de lei. Lărgirea Albie pod Bartea. La fel, de realizat. SF, studiu topo, studiu geo, expertiză, certificat de urbanism, avize de mediu și apă. Încă vreo 50.000. Pentru teren sport la școala Bartea. La fel, SF, topo, geo, avize, tot. Ne-am gândit noi vreo 35.000 de lei. Deci, dacă se dorește introducerea acestor obiective deocamdată pentru obținerea avizelor, urmând ca, după obținerea lor, la o următoare, în funcție de durata de realizare acestor documentații, care considerăm că durează vreo 3-4 luni, în partea a doua anului, dacă se pot realiza, să finanțăm din excedentul rămas lucrările care sunt viabile. Am mai văzut că s-a făcut propunerea să renunțăm la achiziționarea unei remorci pentru tractor și să achiziționăm o autoutilitară. M-am uitat un picuț pe prețuri, o autoutilitară înseamnă undeva peste 20 și ceva de mii de euro. Între 22 și 30 de mii de euro. Nouă. Vorbim de lucruri noi. Și mi-ar plăcea ca în această instituție să procurăm lucruri noi. Da. Deci cam acestea sunt precizările. Da. Mă vizează direct o parte din amendamente. Iar am mai văzut că a apărut un referat de la școală care include cam 90% ceea ce eu am inclus, dacă v-ați uitat dumneavoastră în buget, pe subcapitolul 65-50, eu am pus 100.000 de lei, în care mă gândesc să prindem refacerea în funcție de solicitările școlii, că de acolo le-am luat, nu că le-am știut eu și nici nu le regit, refacerea gardurilor de lemn, am înțeles că e nevoie
și la școală, în partea de școala nouă și la școala veche, refacerea aleilor pietonale la toate școlile din comună, podețului din de la școala de centru, acoperișul, 100.000 pe care eu i-am prins pe reparații curente, deci nu pe investiție, nu cred că are loc acoperișul. Deci acoperișul și anveloparea, mie mi se pare a fi un obiectiv de investiție. Sunt foarte necesare. Eu n-am spus că nu sunt, am spus doar că nu fac obiectul celor 100.000, nefiind o reparație, ci o... Luăm din acel excedent. Și refacerea că lumea tavanului era să se cadă peste copii, o bucată întreagă de tavan? Luăm din acel excedent și trecem suplimentar la... Asta înseamnă proiect. Deci asta înseamnă proiect. Nu! Ce am pus 100.000, vreau să fiu înțeleasă, i-am pus pentru mici reparații la exterior. Dacă vrem să realizăm reabilitarea școlii mici, eu nu spun că nu este necesară, este absolut necesară, acolo trebuie făcută documentație, proiect, pus pe lista de investiție, pentru că este o investiție, deja depășește o reparație. În condițiile în care se presupune că în viitorul apropiat se va tineretul școlar de la APA 1, la APA SO 1, e posibil să vină încoace. Să începe la școală de la 110, că se era 100. Eu am zis să în viitorul apropiat. Adenița poate să rămână. Poți să aduc argumentele, doamna? Ați terminat, doamne? Amendamentele făcute, am adus niște precizări. Haideți să discutăm despre fiecare amendament în parte. Da, vă rog. Da. Mai întâi vreau să văd pe comisii. Domnul președinte, am rugăminte. Să lăsăm nervii deoparte. Obiectivii sunt multi. Toate sunt de prim ordin. Nu prea de primul doi, să se găsească înțelegere, să iasă ceva bine din ședința asta, că sunt banii oamenilor, sunt banii statului care tot oameni și trebuie bine chipzuiți și să putem să departajăm din toate care sunt mai importante. Întâi, rămâne dumneavoastră hotărâți, dar trebuie cu calm să nu mai sărim în sus, că... La ședința trecută au fost comentarii și în public și în afara publicului, pentru că nu ne caracterizează pe noi să avem o ședință cu panoramă. Chiar dacă a început într-un fel campania electorală, lumea trebuie să vadă că sunt preocupări serioase și nu de interes. Mulțumesc! Da, cu privire la alocația de hrană pentru bugetul comunitar, vreau comisiile să văd cum au votat. Economic? Împotrivă, da. Juridic? Nu s-a votat separat. Nu s-a votat pe fiecare în parte. Noi nu avem cum să votez pe fiecare în parte. Deci amendamentul aparține numai comisiei economice. Da. Vă rog discuție să vedem. Am vrut să... Da, poftim, domnul vicepremier. Domnul președinte, deci, supuneți amendamentul ăsta de la comisie. Da, discuție care poate. Și îl votăm? Da, îl votăm. După care trecem la cel. Votăm. Comisia noastră a considerat de cuvință să facem unele modificări în folosul a cât mai mulți cetățeni din comună. Nimeni nu zice că în zona aia la Găștin nu e necesar acel pod de beton. Dar informații poliției locale acum. Și doar mai degrabă. Dar ce moment am indicat eu? Nu, nu, era vorba de poliție. Și din de discuție altceva. Doar mai degrabă. Trecem la altceva. Bine, dar eu începem cu amendamentul. Nu, nu, nu. Haideți că mai să poate cu podul scurt. Da, am considerat că nu. Întrucât au și alte beneficii, au salarii registrului de bunișoare, au haine, au ținute. Noi am zis că banii aia să-i luăm de la care mi-a zis că sunt în jur de 115.000 lei. Doamna mi spune 19.000. Așa? Da. Și să-i ducem la o auto-utilitară, întrucât cu tractorul nu se mai poate circula în secolul 21, prin comună, să mai faci lucrări la... Așa. E remor că nu poți să dai cu spate, nu poți să-i vechi.
Și am zis că și ăla eventual să-l scoatem la licitații, să-l vindem, așa? Și cu banii de acolo și cu ce mai punem de la Vastrată să luăm o autoutilitară. Nu ne obligă nimeni să o luăm nouă la 20.000 de euro. Primăria Comănești are nu știu câte autoutilitare și niciuna nu a luat-o nouă. Și ca să facem noi, sunt buni și sunt... Autoutilitare? Care? Autoutilitare, da. Asta înseamnă că șase locuri și plus lave la spate, basculabile. Tine, din pus afară de sudor... O furgonetă, ca să mai are pentru lumea. O furgonetă. Da, sunt de acord cu treaba asta, dar am luat și... Deci face ne blocăm acum un pic. Iar asta e cu altceva. Hai să epuizăm un subiect și după aia luăm fiecare subiect în parte. Mă, dar nu-i fost ieri, dar mi pare rău. Dacă domnul președinte, ia cu subiect. Nu-i contraziceam acum. Îmi pui cum privedere? Da. Hai să epuizăm un subiect și după aia trecem la următorul. Așa... Da. Alte păreri de la celelalte comisii. Cu privire la acest amendament. Cu norma de hrană. Cu norma de hrană. Ce păreri, domnule? Vă spun... Că am citit, poate ați citit și dumneavoastră fiecare, dacă a văzut raportul de activitate a poliției locale. Până acum avea o problemă că trebuia să stea la punctul control. Acum s-a rezolvat. O să vedem câți bani să strâng, astea altă discuție. Poliția locală, dacă luați și citiți raportul de activitate, să vedeți că tot ce a făcut poliția locală îi se regăsește în raportul Poliției Naționale sau împreună cu Poliția Națională, împreună cu Poliția Națională. Păi atâta timp cât tu nu poți lua o măsură, nu poți lua o contravenție, nu poți să faci nimic fără Poliția Națională. Pentru ce trimitem să țină din mână? Avem Poliție Națională și au făcut treaba. Băieții ăștia au undeva la, doamna contabilă îmi poate spune, 2400 net. Ne raportăm la cei care plătesc taxe și impozite în comuna asta. Vi se pare? Au ținută, au pregătire profesională, au voucheri, nu știu de care s-au dat jumătate de an din normă de hrană, au avut jumătate de an anul trecut. Unde e? Vorbim de depășirea cheltuielilor și noi asta asigurăm normă de hrană. Toți vrem, cât mai mult și cât mai frumos, dar dacă nu este, nu... Au fost primării care au desființat pentru a face economic, consum aproape 3 miliarde, 3, sau cum vreți să-i spuneți, bani noi, 300 de mii din bugetul local. Dacă considerați că e insuficient, oamenii se duc la păduri, în zona în care trăim, muncesc în diferite activități, cum v-am mai spus și altă dată, și nu le dă nimeni normă de hrană și nici voucheri de vacanță, și asta e. A, că suntem toți vinovați că nu muncim la stat. Alte părere? Să spuneți la vot. Da. Atunci supunem la vot. Dar să și precizați ce supunem la vot. Deci supunem la vot amendamentul cu privire la alocația de hrană pentru poliția locală. Acordare. Norme de hrană. Deci acordarea supunem la vot, da? Da. În quantum de. Păi dacă se vadă în film, da, exact și suma, da? 19.200 Cât ai pe om? 5 luni. Cât ai pe om? 19.200 de lei. Suma fel total? Da, 19.200 pentru o perioadă de 5 luni. De 10 luni. Partea de buget. Da, da. Și o să vă rog să rămâneți cu mâinile ca să putem număra, să nu fie confuzii, vă rog din suflet, ca să nu fie discuții după aceea. Da. Cine este pentru? Acordare. Pentru acordare. Pentru acordare. Da, da, da. Cine este pentru? Trebuie să explicăm că e și legală acordarea. Da, dar sunt cuvânt, a spus doamna Cicoiu, a spus că este legală. Da, da. Țineți mâna ridicată care votați. Deci cine este pentru? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Cine este împotrivă? Vreau să numărați. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Și revenim să ține. 4, ține. 6 pentru. 2. O fost pentru domnul Ovechi. Abținere la nu. Ce-o spus? Deci nu a trecut. Abținere la nu. Da. Deci acordarea nu a trecut. Acordarea nu a trecut. Următor. Da. Trecem la partea de investiții. Vă rog discuții pe marginea celor prezentate de doamna Chivoiu. Nu, haideți să luăm punctual. Investiția, da, punctual, da. O doagă știu. Da. Eu am avut la comisie, la comisia care, din care fac parte, am avut câteva amendamente. Dar n-am terminat comisia. Nu, vă rog câte o comisie. Domnul președinte, nu mai am pic, dacă îmi permiteți o secundă. Aș vrea să pun de comun acord un principiu pentru care punem toate astea în investiții, din ceea ce citit doamna Chivoiu. Și principiul ar fi așa.
Deci nu ne apucăm de studiu de fezabilitate și toate până nu avem nota conceptuală. Cum se cheamă, motivația pentru ce o facem, termenul și când dorim să fie gata. Și o previziona de sub. Și după aia, de acolo încolo, în baza notei conceptuale, să facem studiu de tot, așa cum spune legea. Deci întâi nota conceptuală. S-au făcut lista de investiții, au fost note conceptuale? La lista asta, actuală. Domnul viceprimar, eu vorbesc de un principiu dumneavoastră, eu am pus mereu treaba asta, pentru că dumneavoastră nu ați auzit. Nu, dar dacă noi aducem acum niște amendamente, după ce dumneavoastră să ziceți, băi, n-ai votă conceptuală. Nu, dar efectiv, după mine, se poate face și după ce se aprobă lista cu interviu. Apoi, vezi că te întâlnesc, că n-ai ce face. Deci, cealaltă problemă, dar nu mă țin, cealaltă problemă. Deci, hârtia care vine de la școală, solicitarea pentru introducere în buget este pe 18.02.2020. Păi hârtia asta, cu ce dorește școala când s-a creionat bugetul, astăzi vine? Eu ce s-a făcut? Doamna a previzionat, bănuiesc, în ideea că anul trecut am avut alocat și am cheltuit ceva. Ea, dânsa are voie să facă asta. Ea previzionează ceva, la cheltuială de anul trecut, previzionează anul ăsta în buget suma asta de... Dar, efectiv, ce avem nevoie? Ăsta este documentul care dânsa de astăzi îl pune acolo și zice, da, domnule, uite, mi-au cerut 1.000.000 sau cât vă fi scris aici, eu am alocat 1.500.000, poftim. Deci, așa trebuie făcut bugetul. Ăsta sunt documentele de bază și de principiu la cum ce vrea. În rest, să discutăm pe bucățele. Da, domnul Cuiu. Da, știu că la comisia noastră s-au făcut o serie de propuneri, și de la comisia economică. Da, de asta, la comisia economică. Și eu spun să le luăm pe rând și să le prioritizăm. Că dacă nu le luăm, nu facem o prioritizare a acestor obiective pe care vrem să le includem în lista de investiții, nu am rezolvat nimic. Să nu se mai plece de la premiza că a fost cineva împotriva pudrii la vești. Exact asta vreau să spun. Nimeni nu a spus nu. Da. Mai ales că este un obiectiv în continuare. Deci avem ceva, avizele toate, deci ar trebui, va trebui să alocăm și acolo oarece sumă. Când nu spun că nu. Dar trebuie ca să nu pierdem avizele. Când trezim în situația în care pierdem avizele de la Nogea, extinderea plătirea. Să ajungem exact în aceeași situație ca la Nogea. Îl lăsăm pe planul 2, deci pierdem nu, și cu el. N-a spus nimeni că nu. Eu l-am văzut de peste tot atunci. Nu, doamne, nu ați înțeles. Ați văzut că am lăsat 280.000 cofinanțare, dacă îi vom plăce. Nu există, dacă o să vrem să accept formarea de obiectiv. Cofinanțare înseamnă, proiect european și partea mea de buget local este cofinanțare. Aia era finanțat tot din buget local. Știm. Deci atunci nu-i cofinanțare. Deci suspiciunea asta, părerea mea, suspiciunea asta... Dar eu n-am niciun suspiciune, domnul. Dar a fost împotriva de unde a plecat, vă spune de unde a plecat. De la faptul că alocarea care s-a făcut, s-a făcut din excedentul bugetar pentru Podul Dragăștin. Noi în viziunea noastră, cel puțin la Comisia Administrativă, am zis, haideți la excedentul bugetar să-l folosim pentru lucruri care sunt de strictă urgență. Și care beneficiază, facem și din surse proprii, în funcție de cum încasăm la bugetul local. Pentru că excedentul bugetar îl folosim acum, în trimestrul ăsta, dăm jos din el cât putem. Eu mă mir, doamnă, că la Podul Agăștin, n-am nimic împotrivă să nu se facă. S-au făcut toate documentațiile. Acolo n-a fost pod de beton, în primul rând. Podul la Bartea face legătura între jumătate de sat din comuna Apasă. Acolo a fost rupt de erori. S-au suferit și încă 6-7 km de sat. Nu putea trece pe acolo. O rupt tot ca să... Și nu s-au făcut în 15 ani o documentație. Aștept și eu de la dumneavoastră răspunsul de ce la pot la Bartea nu s-au făcut nimic. A venit domnul primar cu domnul vice în luna ianuarie să ne arunce pastile în ochi cu un domn inginer care nu-i de competență acolo. V-ați documentat, ați fost undeva dumneavoastră, când nicăieri în lume
Nu e ieșirea mai îngustă ca, ca intrarea la un pot? Ce vrei, mă, tare? Dar nu să ții pe aici. Nu ții, doamna, am ajuns până aici, nu m-am minciun. Din minciunii ne hrăniți, doamna. Aici nu-i casă din nebun. Nu-i din nebun. Am nebunit, doamna. Aici se vorbește frumos. Să vede ce se vorbește frumos. De cine mințesc în halul ăsta, domnule? Ce spectacol? Dar nu-i spectacol. Păi e spectacol. Că mințesc, domnule. Dar și dumneata ați permis să țip la un consiliu? Nu, sau la consiliu, domnule. Vorbim frumos. Da. Eu dacă mă duc la poartă la dumneata și încep să urlu așa, iei ceva și mă atinge, îmi dai în cap. Vorbim încet. Cum să mai cine mă întreabă? Domnule, aici așa. N-am nimic acasă la domnul Vici acolo, nu la domnul Vici, în punctul știu ce se face. Cum, domnule, acolo s-au putut face proiecte? Nu s-au luat nicio casă. La noi știți foarte bine, 6 case luase în totalitate acolo. Și nu s-au făcut nimic. Când am cerut să scoate toate cheltuielile, mi s-au dat din 2010, au zis că nu se poate intra la arhivă. Domnule, când mai putem minți oamenii ăștia, domnule? Numai de minciună ni hrănim. Am încheiat. Da. Deci o opinie. Deci, pe bună dreptate, cum a zis și domnul Ciobanu, Comisia Economică a considerat că sunt mulți bani alocați acolo la podul ăla și beneficiul e foarte mic. Adică sunt foarte puțini persoane. Da. Și noi am gândit-o așa, să beneficieze cât mai mulți cetățeni din comună. Am transferat banii de acolo la... Ați propus, noi am propus, da. I-am propus și eu. Păi nu, că nu e. La înființare rețea apă în satul Apa Său și Părtiniș, care beneficiază peste 4.000 de persoane, așa dacă e luăm, în jur de 4.000 de persoane, la lucrare la poda Bartea, care într-adevăr e o prioritate, care dacă mai vine o inundație, blochează comuna, așa documentația, și la un teren de joacă, în, la școala numărul 1. Nu e de joacă. Nu e de joacă. Teren de sport cu gazon artificial. Avem 200 de copii așa, acolo. Și în care avem 200 de copii și joacă în noroi sau nu joacă deloc, că nu are condiții pentru... Asta a motivat-o. Dacă cineva consideră că nu e bine, că așa o considera doamna contabilă, noi ne abținem și... Pentru... Eu am și eu ceva de spus. Bănuiesc că ar trebui gândit totuși să începem investiția la acest port, dăm autorizația, nu mă leacă, dăm autorizația care e valabilă 2 ani, o mai putem prelungi cu un an, cu eforturi mult mai mici, decât să scoți, nu mă leacă, decât să scoți iar din nou, să o iei cu deviză, cu proiectare, cu dragi, cu toate avizele alea. Și zic să putem să le pitrocim în așa fel, ca să începem și investiția. Noi am lăsat 2 miliarde și 300 la aducțiunea de apă, înființarea rețelei de apă și canalizare, dacă așa spune legea sau așa cum spune, trebuie să neapărat să facem o sursă de bani din tot bugetul ăsta în care să începem cu studiul geohidrologic, să vedem unii terenul, a cui este, câtă apă, ce calitate, ce cantitate. Și de acolo automat, când dai, sigur, deci proiectantul pe mine te întreabă. Unii ai sursa de apă, ia dați-mi un document să vedem studiul, e bună de băut, are cantitate, piața metri pe secundă și neapărat trebuie, exact cum spune și domnul Vici, trebuie ceva rup de unii, nu știu, ca să începem treaba asta. Beneficiază două sate, nu... Rubim să începem studiu. Nu, deci noi am lăsat și pentru pod, am lăsat 2 miliarde 300. Investiții sunt 2 miliarde 300. Are tot ce trebuie. Am lăsat, uitați, noi așa am gândit-o, dar dacă... Poate mai vin rectificări de buget, ceva... 2 miliarde 300 să rămână pentru pod. Am început, să fac licitații, că deja jumatea anului. Da. Vedeți cum merg, trebuie numai o licitație. S-ar putea să nu-i cheltuie documentația. Da, cum? Să nu-i... Dar trebuie și pot acela de reuniceput. Se expiră autorizație, se expiră tot, e păcat. Fără probleme, pot să înceapă, dar de asta am și gândit o așa. Domnilor consilieri, cred că nu m-am făcut înțeles. Deci, noi tot timpul discutăm de la studiu încolo. Dăm. Nota conceptuală înseamnă aia ce vrei să faci, domne, care ți-o aprobă Consiliul. Și zice Consiliul așa. Domne, vrem un pod cu 1000 de kilometri înălțime. Ăla îl aprobă Consiliul, domne, și după aia îți fac toate documentele. Noi discutăm aici, când începe studiul, cine hotărăște asta? Dacă conceptul nu este pus pe bază, domne, avem de făcut 4
4 investiții. Nota conceptuală e prima, nu costă. Deci, păi asta înseamnă notă conceptuală, înseamnă ce vrei să faci. Nu trebuie bani, nu trebuie nimic, trebuie să hotărârea Consiliului Local. Deci, și abia după aia, păi să începem. Dacă acum bugetul, noi votăm lista de investiții și bugetul, și luai prinsă și bugetul. Păi ceva și acolo. Când se fac nota conceptuală? Vin rectificări, da, vezi că nu ține cu aia, e mus dincolo la nu știu ce. Când se fac nota conceptuală? Nici nu o să intri. Probabil o parte, cel mai multe dintre ele, nici nu o să intri la finanțare până sunt bani. Pentru ce să-i faci nota conceptuală? Nu, dar facem și nota conceptuală, dar noi astăzi trebuie să votăm lista de investiții. Dar pur și simplu scrie pentru toate. Unul propune biserică, unul propune să facă cămin, altul... Păi nu mai dacă nu-l pui în lista, nu iese nimic. La ce fac modul conceptual? Supunem care e pentru așa? Da, păi încercați prin noastră cu economie economică, ăsta a fost unul din mare. Haideți să jurăm cu cifrele astea, că să zici. Și așa s-a spus că a fost la ceva. Eu nu-s de acord. Ca și cifre, doamna contabilă... Nu cred. Nu cred. Pus ceva pe medici. Eu nu-s de acord. Matalea aia apăs, de asta nu ești de acord. Să ținem conști de ceea ce ești de acord. Să ținem tot cu ceea că nu-s de acord. Păi zici că... Păi dar ai zis că nu ești de acord și că eu nu-s de acord. Nu s-o spus pe apa său, că nu sunt de acord, eu să trag la... Domnul Țăpăr, vă rog. Și nu mai recunoaște. Haideți să ținem conști de ceea ce prezenta doamna Chivoiu. Mai sunt și alte discuții? Domnule, puteți trece la urmă. Investiția pot bani. Rămâniți numai cu păreri din Comisie Economice. Nu, spuneți zadale. Da, dar trebuie sumă. Da, spuneți zadale. Un pic. Cine era din partea școlii, din partea școlii a sosit așa de târziu? Pentru că lucrurile au fost discutate în Consiliul de Administrație, nu participă și reprezentanții Consiliului Local. Da. Și școala a avut credința că se știe și vor fi prinse în lista de investiții. Așa cum v-am spus, ceva de necesitate. Mare cadență la întocmirea unui buget, documentele fondatoare a bugetului, doamne. Nu ca conceptuală, referatele de necesitate, ăsta de la școală, nu referat de necesitate, care trebuiau făcute înainte. Și după aia începeau. S-au discutat lucrurile în Consiliul de Administrație. Raportul Consiliului de Administrație. Și doamna, fiind Comisia de Învățământ, i-a reprezentat doleanța școlii ca să trecem ca și amendament în lista de investiții. Și noi construim poduri și drumuri și așa. Avem educație. Dar copiii noștri îi lăsăm deoparte. Le știți de ce am spus asta? Le facem drumuri ca ei să plece din țară. Contabilul șef, asta trebuie să facă. Să încheie un buget pe cifre. Păi dacă n-are documente în spate, pune de la dânsa, ia de posibilitatea, ia de urmă și zice, jalonez cu asta, mai vreți, aduceți documente. Cam așa ar suna prea. Mă rog, dacă... Da. Eu nu mă bag la chestii pe ce facem acum pe care le alegem și asta. Da. Vă trebuie mai, prin mai sunt discuții? Domnul Cui, da. Mai iertați că n-am... Doamna Chivoiu, o singură chestiune am să vă rog să spuneți. Dacă credeți că alocațiile pe care, bugetarii pe care o să le aducem la buget ne permit să demarăm acțiunea de la Ciobănuș cu din surse proprii și n-ar fi bine, din punctul meu de vedere, sursa de apă de la Ciobănuș. Haideți să o finanțăm din excedentul bugetar, pentru că sunt bani pe care îi avem. Deci, numai puțin. Putem să discutăm asta în condițiile în care supuneți la vot exact ce spuneam mai înainte, podul de la Găștin. Deci, vă rog frumos, supuneți la vot podul de la Găștin, realizarea sau nerealizarea lor, ca să știu dacă am partea aia de excedent. Excedentul este pus. Deci de aici pornim, de la acest aspect. Excedentul băgați la aliment, pe pot, pentru apă, eu știu că este pus pe pot. Băgăm excedentul pentru apă, că noi trebuie să demarăm activitatea acum, mâine. Deci eu asta îmi doresc, nu asta îmi doresc așa. Podul de la Găștin, dar prin tot, podul de la Găștin rămâne cu finanțarea din SF. Pentru că altfel eu n-am cum să fac discuții dacă sigur, nu mai am dispozitiv. Sigur, podul de la Găștin, dar va fi cea de-a patra prioritate, probabil. Că am spus că prima prioritate este studiul de fezabilitate pentru aducțiunea apă pe Valea Săului. Așa am spus și domnul Vici. Și așa s-o stabili și la comisia noastră. Păi s-o stabili domnul Puiu. După aia le luăm pe rând și le votăm pe rând. Dar cum le luăm pe rând, am avut, doamna s-a exprimat exact pe 4 amendamente care am avut la comisie. Și acum o dăm o răstărmăcim, pentru că cumva m-am simțit acuzat că n-aș fi fost eu de acord cu podul. Nu. Să fie
să-ți facă 20 de poduri, nu are nimeni împotrivă. Dar spune cineva, așa cum a spus și Emil, că avem 2800 de oameni care nu au apă curentă, un secol care trăim în anul 2020. Și care proiectul e făcut, nu de... Este proiect în Consiliul Local care a trecut, nu acum. Dar cine o să nu se facă? Noi nu am spus. Pentru apă, ia vă rog de la zece. Dar faceți lumea, am înțeles. Eu am amendament de comisia masă. Să lăscui de apă. Să se folosu. Marian, dar trebuie să fie de acord toți. Nu ce am propus la amendament. Am voie asta? Da. Cine ai voie așa ceva? În ce formă am voie? Vreau să spun asta. Poți să facă. Poate să nu se aducă niciun metru de conductă, pentru că nu s-au vrut de atâția ani. Noi vorbim de nu știu ce, dar nu avem apă. Haideți că tot ne luăm subiecte care... V-am cerut voi că am amendamente în comisie? Da. Mi-ați dat voi? Am terminat. Deci dumneavoastră susțineți că după aceea să votăm podul de la Găștin, da? Nu, noi am stabilit aici o listă de priorități și am zis, prima prioritate este aducțiunea apei pe Valea Săului. A doua prioritate este podul... Asta, Ciobănuș, care produce pagubi. Asta e separată, că nu s-a legat nimeni din domnul primar. Atât am spus, cea de la Ciobănuș, să nu o punem din... din surse proprii, să o punem din excedent. Exact. Avem nevoie de bani săptămâna viitoare. După aia, poziția a doua am spus podul de la Bactea, poziția a treia am spus trenul de sport de la școală, da, și poziția a patra, podul de la Găștești. Da. Deci astea sunt prioritățile din punctul nostru de vedere. Da, domnule, referitor la ce a spus dumneavoastră, eu v-am făcut o evaluare și am spus că toate aceste documentații la un loc fac 185.000 de lei. Documentații despre care am vorbit. V-am spus, la podul Nogea ar fi un 20.000, la canalizare 80.000, la pod Bartea vreo 50.000 și la... Apă și canalizare. Apă și canalizare. Doamna Elena, dați-mi voie să vă zic că această sumă de la pod Bartea mi se pare super exagerată. Noi acolo știți ce avem de făcut? Nu sunt specialist, dar vă spun, primul specialist care va veni acolo, de la Apele Române, că ei sunt cei care vor să ne dea avizul ca să intrăm acolo. Exact. Acolo noi trebuie să mutăm niște casete, 3 metri, să lărgim cu ca să lărgim deschiderea. Bă, atât. Ce sumă propuneți? Păi nu, eu nu propun o sumă, dar păi să nu le umflăm așa. Bine, o pui mai mică. Noi ne-am bazat apare. Păi așa, dacă ne apucăm să facem estimare, eu cred că pentru aducțiunea de apă pe Valea Săului ne trebuie bani foarte mulți. Acolo, noi am luat așa, proiectul de canalizare de la Său. Cât ne-a costat acolo documentația? Acolo nu facem, da, doamna, acolo facem un foraj, să vedem dacă avem apă. Unde? Trebuie studiul ăla, unde? Într-o poziție care să ne permită căderea liberă. Despre ce vorbim? Despre apă potabilă pe Apa Săului vorbim. Și vorbim doar de atât? Facem un studiu să vedem dacă găsim apă. Aia este important. M-am făcut la Petros și am dat de aia spun că sumele sunt mari. Nu, noi ne apucăm de făcut ca acum, băgăm conducta săptămâna viitoare. Dar trebuie să facem studii, domnul Bobinchiu, nu? Domnul, și dacă nu punem în nicio listă, nu ce? Și atunci am mai punem din funel, nu? Păi mai degrabă să te problema în ansamblu, așa mi se pare. Aducțiune de apă cu rețea. Așa e zice, așa e zice. Așa e zice, dar noi trebuie să un studiu să... În prima fază studiu, eu accept propunerea dumneavoastră. Cât considerați dumneavoastră că trebuie eu atât până în buget? Cât la ce sumă v-ați gândit dumneavoastră? Eu pusesem 80.000. Dacă îți rămâne 20.000 înapoi, dar nu te vin și nu ai de luat bani.
Da, doamne, suntem de mii. Vrea de 50.000. 50.000. Spuneți-mi și mie pe acolo. Lăsați, fraților, vândeți vehiculează sume și compensează. Apa, să punem în altă parte. Ce documente aveți dumneavoastră? Deci documente. Trebuie să-mi faci introducerea apei. Am înțeles că se introduce acum să sapă ca să găsească apă. Să aducă apa de pe ciobănușă. Care sunt documentele pe care discutăm aici? 10.000. Nu, 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 doamnă, nu vorbe, documente. Nu aveți vreun document din asta. La ciobănuș, da. La ciobănuș ies. Sau să fie locale scrise, eu ce pot să fac? Dacă Consiliul Local nu depune. La ciobănuș, dacă aveți documentele de apă, de Consiliul Local, de calitatea apii, ascultați-vă, domnule, că spune dumneavoastră. Scotile ridicate. La ciobănuș este... Începând de la analiza apei, de debit și de calitate, studiu geo, studiu topo, a venit proiectantul, deja se lucrează pe... Și ne-a dat și un deviz, o socoteală estimativă după 3 zile, că doamne, nu pot din cap. Și vedem, și bănuiesc că poate nu scoți. Asta pentru ce vă rog, domnul Ștefan? Pentru ce vă rog, da? 600 de mii de lei. 600 de mii de lei numai pentru ciobănuși. Da. Dar asta înseamnă că reducem cumpărarea apei de la apa seră, da, nu? Absolut. Să ne producem apa noastră. Aici, așa, aici. Aici, aici pentru zona de Asău. Dar nu mai dăm împrumuturi. Ciobănuși, strada, Asău și multe. Da. Bun, dar care era legătura cu partea? Deci, acolo trebuie o nouă investiție, trebuie înființare, conduct de nou acolo, două sate, Băltinii, și trebuie să plătești. Întâi cu studiu și eu, dar ne repetăm, vrei, de atâta timp. Să începe cu începutul, domnule. Chem specialiștii, vezi terenul, vezi ridicările topo, dacă apa urcă, nu urcă. Trebuie să avem grijă. 50.000, bun, depinde pentru apă. Domnilor, cât consider? Notați cu 50.000. Trebuie să avem grijă când vor veni specialiștii că cei 3,4 km de asfalt au garanție făcute pe fonduri europene. Să vedem pe unde să vină conducta de apă. Și atunci de asta trebuie văzut unii sursa eventual să... Păi primul pas ăsta este să vedem... Dar e vorba multă și până la urmă eu încerc. Să nu blocăm nici bani mult, dar spune-mi un 50.000. 50.000, să vedem. Spune 50.000. Dați 50.000. Dați la 50.000 dacă nu fi să fie votat. Pune așa și după aia le mai... Ce, da, din punctul meu de vedere, în primul și în primul rând, ar trebui votată înființarea acestui obiectiv de investiții. Da, da, da. Câți bani rămâși pentru acest obiectiv? La noi am propus 230.000. Același lucru am propus și noi la mulțumim. Da. Aia care sunt din... Deci mergem cu păi, la Câștin, dar ca să știm ce facem cu ea. Dacă nu rămâne acum 20.000, poate să vedea. 230.000. 230.000, așa. Ar ajunge 230.000. 2.000.000. Ca să înceapă lucrurile. Da. De acord, cu alocarea sumei de 230.000 pentru podul de la Agăștin. Ca să încheiem discuție. Cine nu mă auzi de pod. Constând în... În ce? În ce? Începerea lucrării. Documentele sunt plătite. Tot. Pentru începerea lucrării. În continuare. Evaluarea este... Părerea mea e că trebuia să-l pun pe Cristi Lasca până mai stăm alt punct, să vadă o leacă cât costă, că noi am mai avem de făcut o culeie pe partea aia și o tenură și de la sol în sus, barm asta din banii ăștia. Și la anul grinzi. Ce, ce dezvoltăm acum? Capete. Da, pila este... Eu vreau să... Aici oamenii ăștia au depus semnături. Sunt 30 de persoane, 29 de familii, care... au problema asta. Unde? Pentru... Avem o hârtie la vecinii de oameni care beneficiază de pe urma acestui pod. La pod la Agăștin. Este o hârtie. Oamenii au depus cu... 31 de persoane. Azi la secretariat. E necesar ca să
fim luați în seamă și ceilalți oameni aia au o problemă reală. Nu mai spune că sunt care eu au scos murdul, nu de curând, peste apă la Nogea, că nu aveau nici măcar... Da, bre, dar mi se s-a rezolvat tot. Și eu vreau să știu, vreau să știu. Pentru ca să se înțeleagă de unde s-a ajuns aici. Sunt și 2800 de oameni care nu au apă. Și să știu cu 200 de vorbitari de ca să înțeleagă cei care zice, doamne, de ce nu ne-ați dat 20 miliarde pentru podul ăla? Deci nu-i vreau să terminați, că avem o evaluare de 19 miliarde pentru podul ăla, da? 18 miliarde, ne trebuie ca să terminăm podul ăla. Dacă îl facem astăzi, că dacă îl mai mutăm în peste 2-3 ani, să fie 29 de miliarde. Dar bărând culeia și... Trebuie spusă lucrurile astea, trebuie spusă. Că pentru apă niciodată nu s-a cheltuit 100 de milioane, măcar să facă un mic studiu. Păi dacă mă prinde mapa, să face studiu. Ați fost plecat. Asta am discutat. Cât am discutat, da. Supun la vot. Suma de 230.000 pentru podul de la Grăștești. 238.000, dacă chiar da. Vrem da. Pentru podul de la Grăștești. Deci, pentru CPA lucrărilor. Da. Cine este pentru? Se abține cineva? Mă ne-a uite-te, te rog, în proiectul podul la Găștin. Cât deci, costă o culei și ceea care e de la sol în sus? Da. Așa, cu aproximație. Domnul președinte, știți ce vă rog? Să consemneze doamna secretară procesul verbal și documentul ăsta de răspuns pentru cetățeni. Da. Deci, mă următorul cum dă. Da. Cu calculat tot proiectul ăla nu ne dă foc în piață. Îi bagă înapoi în buget. Nu sunt dar poți să-i mulți de folocuri, dacă da. Cumva. Da. Facă-l cu tot și cu... Păi da, dar dacă nu avem o sumă aproximativă, dacă nu avem idei de să sumă... Atunci pune 100 de mii, că nu avem o sumă aproximativă. O calculat exact ca la său, cum a fost proiectul său. Da, lasă-i 80 de mii și acum îi spui 50 de mii. Lasă-l cu totul cu canalizare, dacă așa l-au calculat. Păi cu totul, dar la său pot mare. Dar normal, nu trebuie să spui și canalizare, dacă apare un program. Nu ne dă voie legea să introducem apă fără canalizare. Nu, lasă-i grăjeala asta, că nu-ți dă voie nimeni. Stăm atunci jăpănoși. Această investiție. Mergem pe varianta doamna contabilă și gata, până dacă doamna a făcut 80 de lei, lăsați 80 de lei și gata. Dacă au făcut în capul... Nu credeți sumii enorme ca să... Vințare de distribuție de apă și în canal. Apa s-o și plătești. Dar supun spre aprobare. Cine este pentru? Se abține cineva? Da, da, 80 de mii din excedent, da? Da, da. Ce mai este? Mai am. Ce? Mai are ce? 800 de mii? Mai 800 de mii? 10. Era vorba de 185. Podobarte, nu? Podobarte și trebuie să te zică la școală. Podobarte, nu. Pentru podul de la Bartea am spus 50 de mii. De la cultură s-au propus 400 de mii pentru podul de la Bartea. 400 de mii pentru podul de la Bartea, domnul Tutu. 50 de mii mai mult la 400. Eu din aia o să fie mai mult. Nu. 400 de mii, da?
4 milioane. Da, asta se însemnă și lucrări. Se termină și propune, propune pentru studii. Da, deci, da. Eu am propus pentru studii. Da. Doar pentru da. Studii. Vorba de studii. Ținând cont de faptul că aceste studii durează în jur de câteva luni. Deci după câteva luni, dacă studiile sunt gata și suntem apucați de execuție, da, dacă studiile sunt gata, odată împrăștiat excedentul sau banii din sus, copii nu mai ai bani să execuți. Prindim și pentru... Execuții, că acolo rămân bani, dacă noi nu am să rămân. Ca să vreți pentru execuții, nu știi cât e costă și tot așa. Dacă nu faci studiile, nu se costă. Da, costă cât costă, până-i studiu gata. Lasă-l 200 de mii, măcar, sau ca să mai rămână și pentru obiectivul celălalt. Păi noi dacă... Faci ordine, îți vine, îți vezi 2, 3, 2, 5, ca până la... Domnilor, repet, poate nu m-am făcut înțeleasă. Erau 800 de mii prinși pe codul agăștii. Dar da. Rămân doar 238. Da. Și din excedentul de 800 de mii, dăm deoparte acei 185 de mii de lei pe care eu i-am propus pentru documentații, ne rămân 600 și ceva de mii de lei. Exact. Pe care deocamdată nu îi repartizez nicăieri. Da? Ei rămân în excedent. În momentul în care documentațiile sunt terminate și se poate trece la execuție, facem rectificare de buget și punem sume din excedent pentru execuție. Am văzut în asta sau nu? Da. Mă bucur. E foarte logic și simplu și așa. Domnule, cât ați gândit pentru terenul? Sau ce-o fie la Marte pentru copii? 30 de ani. Urmează terenul de la Marte. Urmează, domnul Nicodim. Ce urmează? Ce urmează? Ați terminat cu podul la Marte? Nu, stai. N-am terminat, domnule. Ce-am discutat noi, comisia noastră? Noi ajungem la 5.000 de aia. Păi ce facem, domnule? Sigur. Stai un pic. Ce-ai spus, domnule Jobănaș? Fii atent la... Ce-a zis Elena acum, ce este vorba... Da, cum bate vântul! Nu! Nu trebuie să pun, nu putem să punem deocamdată strict aia 400 de mii doar pentru podul de la Bardea. Doamna Elena a zis din aia 800 de mii care sunt. Am înțeles, domnule, să știți că am și eu ceva pregătit. 4 studii, 600 de mii, dacă podul de la Bardea va fi politizat, dacă plouă, nebunități, o fugiți și o lăsați. Iar la când a spus ce a spus, a doua zi vine bascul în bol, băi, vedea, facem de comate. O trecut domnul Dizelic. Un bolovar nu s-a mișcat, domnule. Lăsați, domnule, mică. Fără măcar 200 de mii, nu trece proiectul. Nu. Nu stea cu urmă, domnule. Ce dracu? Începerea studiului. Pentru studiului. Pentru studiului. Și de colmatare. Are dreptate. Ce acolo e un munte. Păi, dar nu faci dată. De colmatare. Ce nu face parte din studiu, doamnă. Trebuie un deviz de lucrări și să poată să scoată tot balatul. Stați un pic, dacă privim lucrurile și cum zice domnul Ciobănașu, are dreptate. Odată ce se termină circul ăsta, după aia vedem cum e. Rămân toate nefinanțate, că se face cumva și se pierd banii. Dar putem face hotărâri din Consiliul Local ca să schimbăm sumele, dacă e nevoie. Dar de ce nu prindem în lista de investiții acum? Da, facem, astea sunt lucrări care le facem în regim propriu, bănuiesc. Nu vine nimeni să-ți dea finanțare de undeva. Avem terenul de fotbal, sau nu de fotbal, avem școala de la Bartea. Vrem să ne facem un teren, alocăm ceva similar cu ăsta de la centrul său, 200 de mii. Vrem să punem pentru podul ăla, măcar nu 400, 200 de mii. Și dacă e necesar și nu se pot regla aceste obiective, le mutăm la alt obiectiv. Sau luăm de la alt pod și aducem la... Să pot mișca, de ce lăsăm bani? De ce rectificare de buget? Păi dacă putem mișca... Ai nevoie ei de aici, pui colo. Dar hai să ne stabilim acum ca investiții, cu sume totale. Pentru că terenul ăla se face din 200 de mii. Dacă o să rămână din el 20 de mii, rămân. Dacă o să mai trebuiască 20 de mii, știu, o să fie pentru că și-au trecut 3 ani peste el și vrei să-l faci într-un fel. Pentru că... Acum... Dacă pune numai 20, 30, 50 de mii, rămân bani acolo, are dreptate, te gândești că după aia nu știi ce se mai întâmplă. Poate nu vine la ședință, poate altă mașină. Rămâne așa, dar haideți să facem un teatru următor. Punem 50 de mii pentru eu vă studii, să punem plus pentru execuție. 200 plus pentru execuție. Doamne, de acolo își face cei care știu ce au de făcut și îi fac un fort. Ce să-i pun eu cât îi trebuie pentru studii? Bă, dar vorbiți și eu las, băi, că nu stați numai să ascultați. Iertați-mă că vă zic treaba asta. Eu vă propun să punem pentru fiecare obiectiv. Ai 200 de mii pentru obiectivul teren. Ai 200 de mii. Ce să mă știu? Dar vorbim. Domn primar, nu e nicio tragedie. Așa cum vă spune, se poate schimba. Dar să se stabilească, să mai spun așa. Eu știu că nu vă convine dumneavoastră că banii v-ar plăcea să rămână grămadă în căciună și o vedea noi cum îi sucim într-o altă
extraordinară, nu s-o mai făcut. Așa gândești dumneavoastră. Eu așa gândesc. Da, la experiența care l-ai așa gândit. De ce n-aș crede asta? De ce n-aș crede asta? Dar de ce să crezi? Dă lecții. Dar știi cum îi costă aproximativ 200 de mii în teren? De ce nu vreți să-l finanțăm acum? Dar ce-am zis că nu mai vom? Nu mai țin cartea de acolo. Cine nu-i de acolo? Cine nu-i de acolo? Am spus cu finanțarea integrală, doamnă. Nu cu 20 de mii. Și după aia stai să vezi că am pierdut banii cu idiotul. Și am dat o legea. Da, doamne, dacă ăsta zice, vrea doamna Elena. Un pic, doamna Maria. 35, da. Păi Maria, hai să vă ascultăm și domnul Lasmă. Am lăsat-o pe doamna Chipoiu în calitate de spectator. Doamna ne poate spune exact la propunerile făcute, cum procedăm, doamnă? Deci pornim de la 5-30, da? Bun. Au venit două propuneri la care s-a zis să mai adăugăm, măcar 200 de mii. Și pentru vot, pentru terenul de la școală. Dumneavoastră sunteți în măsură să ne spuneți exact de ce dura, din punct de vedere financiar. Din punctul meu de vedere, ca să înloc bani pentru execuție, mi-ar plăcea, mi-ar plăcea întâi să am bani pentru studii. Pentru studii. Deci întâi trebuie să am studii, ca să știu de ce bani am nevoie pentru execuție. Pui pentru studiu și restul era și în rezerva aia. Păi exact, exact despre asta e vorba. Da, așa, da. Cu ce te încurcă că ai suma aproximativ necesară? Cheltuie o mică parte din ea pentru studii și îți rămâne pentru execuție cealaltă parte. Dar știi că l-ai finanțat acum. Nu mai vedem noi peste 20 de ani, cum zice și Ciobănașul. Și nu ce ai venit la da, și exact, dar, exact. Dar în același timp. S-ar putea ca studiile să dureze foarte mult, încât eu să termin acest an financiar, am folosit niște bani focați. Bă, să-i focați în loc. Știi? În altă parte. Cu altă hotărâre din Consiliu, îi mutăm în altă parte, dacă se justifică. Vedem că nu... Da, nu se ne-am blocat, nu putem avansa. Nu așa de șase luni. Pentru doamna Chivoie, studiile sunt întârzii foarte mult, când nimeni nu este interesat pentru să-ți facă lucrarea. Vă spun sigur. Nu se mai găsește în județul Bacău un proiectat, domnule, cine străga la cer, domnule? Vin la pola partea, spui că nu sunt proiectați într-un județ, cât locuitoarea în județul Bacău, nu mai sunt oameni deștept, domnule. Dar e greu de plecat din primărie să aduci oameni să lucreze, domnule. Nu e greu, nu e greu. Da, trebuie e greu, proiectele... Trebuie stabilit bugetul, dacă nu ai cifră bugetată, nu poți să faci... Domnule, după ce 5 de ani, chiar trebuie să-i chiar profeția. Domnule, la meseria dumneata e posibil orice. Da, e posibil, domnule. Dacă nu ai documente și nu ai cifră bugetată, nu poți face. Documentele astea cum faci? Trebuie să umpli pe drum, domnule. Trebuie să la oameni... Dar stabiliți, domnule. Eu vă spun sincer că până la... Dar ședința de azi, de ce, domnule, să se stabilească bani și colo, de ce să-și bat toți capul să păcăm și una și alta? Până nu ai cifră bugetată, nu poți să te apuri să-i chem să vii... Contractul, cum faci un gaz imediat, scalarități pe tine, găbri. Dar să aduci folosul cetățeanului, că acolo s-au distrus atâtea case, să ajuți cetățeanul, că suntem toți plătitori de taxe și impozite. Nu veniți în sprijinul lor. Dacă l-a făcut un om un gaz, că l-a ridicat-o pe hârlă, rapid, vine, poliția comunitară vine. Ai autoritate de controlie? Și-a luat capul cuiva? Nu, nimic, dar sunt care au plătit și sunt care nu au plătit, ca să știți. E normal, auziți, să le asigurăm și pentru studii și pentru execuție. Și mutăm banii dacă nu se poate, cum zice Răzvan, nu se poate, domnule. Uite, nu putem face un proiect în 2-3 luni, îi mutăm în altul. Domnule, se poate că nu e hidrocentral. Foarte bine. Un teren de sport, cât documentați mai bine. Pentru terenul de sport, doamna, ce voi eu. Cât aveți dumneavoastră trebuie? Am pus 35 pentru studii. Deci tot ceea ce s-a pus până acum, 80, 50, 35... Și restul să rămână în excedentul. În excedent rămân pentru începutul... Restul fiind de? Restul fiind de cât aveți? 615.000 ar mai rămâne. Nu procedite, dar încurcați de pace. Domnule, ne faceți varză, înțelegeți? Nu este voie, exact chestia asta a spus-o Maria. Dacă reușim să nu lăsăm suma asta de 615.000 în aer și o vedea după aceea care cum sunt, să încercăm să punem pe două obiective, dacă pui pentru pot și dacă pui pentru terenul de sport de la Bardea, 200.000 la unul, 200.000 la altul, restul rămân de 215.000 care sunt, dacă putem să-i mai punem la altceva, să vedem la alte proiecte care mai sunt. Păi banii trebuie să aibă destinație. Păi, sigur că da. Dați direct, deci dacă s-a propus 200.000 la unul, 200.000 la altul,
să-i dăm drumul așa, dacă sunt de acord cu ceilalți, cu votat cu banii ăștia, știm că aia sunt strict acolo, aia ții 215.000, împărțim pe altceva. Asta s-a discutat de o jumătate de oră, să spunem să împărțim în jurul poziției. Ori mergem strict, doar pe proiect, pe cent de la 215.000, ori pe bucați. Cred că s-a înțeles până la urmă. Deci, să punem la vot. Investiția cu podul de la Bate. Deci 50.000 pentru documentație. Nu mai spune. 200.000 la pentru documentație și să puteți să vă dați suma totală și să vă dați de formatare. Sumă probabilă. Cu ce ați vrut să mai terminați? Cine este pentru? 200.000 pentru nu specificați, vă rog foarte frumos, nu de colmatare. Acolo s-a aprobat 200.000 pentru regularizare. Da, mă, pentru lărgirea. Așa e. Lărgirii pot bar. Scriți foarte bine acolo, nu pentru de colmatare. De colmatarea are, adică e obligația primăriei. Administratorul podului. Da, îi pentru lărgire, n-am înțeles. Pentru pot bate, nu, 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 doamne, în amonte de pot bate, investiții în lărgire. Regularizare. Montișa bate. În avală lărgire. Lărgirea albia sus. Lărgirea albia. În avală lărgire. Ați spus degeaba, pentru că acest proiect va trebui denumit. Lărgirea albia va pot bate. Bani să-i dăm denumire acum. Lărgirea albia va pot bate. Lărgirea albia va pot bate. Lărgirea albia va pot bate. Regularizare în aval de pod. Regularizare pe o distanță de... Regularizare, ieșire apă, pot bate. Acum, fără mișto. Domnul Eco a avut dreptate. Măcar, dacă tot o spus în știu la trecut, lasă-l să îți spună ca idee cum să facă. Nu o faci notă conceptuală, dar ca idee, măcar cum... Cum ar fi bine să sune și mă să avigați? Domnul Grăzat, nică idee, domnul. Înaintea 350 să-ți scrie clar, unul, nota conceptuală. Și noi discutăm. Domnul Avrează Carpitec, spuneți, aveți un fel de document legat de podul ăsta la Bac? Că la dumneavoastră, la urbanist, trebuie să fie tot ce e acolo. Că podul ăla e mare problemă. Aveți un document? În ce se de la desenul podului nu, la nu, acolo. Nu, ce e acolo? Nu, că nu m-au spus. Nimic făcut. Nimic. E făcut de Petrom, în 73. Am făcut cadastru ca să avem... Iar, deci este cadastru. Un studiu. Da. Pentru e o șuviță de teren care se poate... Pentru care putem să facem reabilitarea gazonului existent. Da. Acolo au fost alea petrolului, era o casetă. Și la inundații nu s-a mai făcut nimic atunci. Nimic, domnule, de asta e bune. Nu s-a făcut, s-a făcut de colmatarii înainte de intrare și atâta. Haideți să-l supunem la vot. Definiți obiectivul ăsta, cum vreți să-l vreau cu vatul. Nu mai am definit. Cine este pentru? Pentru ce? Deci l-ați definit, dar cum, ca să nu reușim? Pentru separatul la terenul. Pentru modul de la parte. Spuneți, domnule, la terenul. Spuneți, domnule, cum ar se bani? Cum se va numi obiectivul? Nu o să aflu să vă spun. Regularizare, naval, în amonte, tot am înțeles. Nu, nu, naval, naval. Regularizarea dar să ne spună urbanistul, doamnă, că e specialist aici în materie de asta. Urbanistul, cum spune, proiectul ăsta se va numi așa, așa la proprietate. Că mă lăsau să spun, da, 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 ce sigur e. Tot să te demorezi. Da, și practic se va chema reabilitare, apărare de mal cu gabioane, partea stângă tehnologică a prului asta. În aval de pod, Bartec, trebuie să spui. Așa a scris doamna secretar. Vă spune după ședință, că deja am uitat și eu. Dar doamna secretar de asta ai spus acolo cu înregistrări, cu tot scrie exact ce spune. Partea stângă gabioane. Pod, cine suma? 200.000. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Unanimitate. Da. Trecem la teren terenul școlii. E aceeași situație, nu? Da, 200.000. Cine este pentru? Ce sumă? 200.000. Acum să vă spun cât costă. Împotrivă, se abține cineva? Cât costă culeile și în copilă? 118.420. Deci, culeia de la sol în sus, una nouă și în copilă. Are aici. Avem 238 alocați. Cât avem? 238. Mai avem 120. Mai avem 120. Mai luăm cărătate. Au cărătate. Au cumpărat cărătate. Domnul președinte, ați pierdut ședința. Dar n-ați discutat noge. Domnul președinte. Cine
La școală este atât de stricat acoperișul încât plouă și cade tavanul. Trebuie prins acoperișul ăsta. Domnule la consilier, haideți să analizăm odată treaba cu podul ăla de la Nogea. Că acolo au fost foarte multe probleme. Că în momentul în care am respins noi proiectul ăla, nu l-am respins să nu se facă. L-am respins pentru că sumele care erau puse acolo erau foarte mari, comparat cu altceva. Și am solicitat atunci toți, de bună credință, să vină proiectanțe, să ne explice de ce costă 5 miliarde și așa mai departe. N-a mai venit nimeni. Și a rămas moartă. Dacă a rămas moartă atunci, nu, dar acum pot să treacă pe el. Pentru că proiectantul zice, domnule, asta e socoteala, eu n-am de ce veni. Acum nu convine, îl faceți, nu vă convine, îl faceți. Poate acum, scade din preț. Pentru că proiectant era și ăla care a făcut podul la Brăneni de 9 miliarde și proiectant era și ăsta cu o traversă de 1 metru și jumate și lungă de 5 metri, de 5 miliarde. Nu mă mai pune să mă mai repet. M-am documentat de 100 de poduri din județul ăsta, cât costă. Păi nu s-o găsi hoțul cu prost, acum mai dau dreptate dânsul. Păi o traversă de 1 metru. Să stăm așa până când ne-o reveni la cap. Și aducem și facem și ăla, următoarea legislatură. Acum exact. Pot să treacă cu butuce, slavă Domnului. La școală. La seară când veneam de la Bacău, patru tiruri erau la frântăniță, era să mă zboare pe mapă. Patru tiruri, erau unul după altul, cu remorșul. Și-a făcut cruce, am ridicat mâinile și am zis, Doamne ajută, că am scăpat. Așa că merg pe podul ăla. Aulul se treacă, nu eu. Mergem la școală. Nu vă faceți. Putem da acoperiș la școală. Auzi, Brățuțu, e un nonsens ce spune noi, da? Eu nu spun că nu toate sunt importante. Adică tu nu legi la jumatea a două sate, la jumatea comunii, practic, nu cheltui bani pentru un pod, pe artera principală, dar cheltui 20 de miliarde pentru un pod lăturarnic. Asta e un nonsens, eu nu înțeleg. Dar este proiect început. Păi și de ce n-a luat bani? Întreb. Unde? La ăsta, de la Nogea. Dar ăsta s-a dus toate, nu mai e nimic. Nu s-a dus nimic, domnule. Să ia toate de la capă, dacă s-o duci și le face. Facem documentar, să vedem, nu. Adică să spui că sunt noi undeva 20 miliarde și ăla care leagă la arteria principală, leagă două sate din comuna asta. Păi dar plouă în școala asta. Și școala. Păi după ce e la școală, s-a locă. S-a locă, 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 s-a locă. Dar modul de operare, eu pot funcționa. Dacă mergem pe Ciurgeș, iau o program atât de mare, podurile care sunt la intrare și la Palanca până sus, sunt mai îngustite decât podul ăsta de la Doamna. Hai să mai tăiem și pe ăsta, domnule. Hai să mă gustăm. Nu-i băgat de gustat. Dar sunt și alte priorități în mijloc. La școală am vorbit cu doamna contabil, zice că trebuie proiect. Eu am vorbit cu cineva specializat, zice, domne, întâi faceți acoperișul, unde viți din acoperișul? Unde viți din acoperișul? Dacă n-aveți bani mulți, i-ați luat apa, băi, acoperișul și cu lucele. Și la anul n-aveți decât să pansezi. Prima dată și mai important la școală este acoperișul acolo. Și peretele din spate. Care? Automat, refăcând acoperișul, se degradarea. Se degradă. Plouă pe pereți, buruni. I-a luat apa și gata. Vrem neapărat acolo două toalete în școala Bete. Dar de unii bani? Așa e, ai dreptate, dar de unii bani? Nu va costa atât de mult. Este loc înăuntru. Aici un voluntar. Ia să săpăm noi și punem mână de la urmă. Dar Doamne ferește, facem un WC acolo, ne trebuie 200-300 de milioane. Facem un voluntar. Ia, dar nu să vrei că omul are treaba. Pentru că într-un an, doi, școala de la Bate se va închide.
din cauza lipsei de... Nu mai prorociți așa. Așa mi s-a spus, așa vă spun. Pentru că nu o să poată să facă acolo clase simultane și aici să lucrezi într-o clasă cu 30-32 de copii. Păi era bine să vină și doamna director. Păi nu-ți mai dă voie, dar uite, eu vin să-i aduci pe ceilalți de acolo, că acolo... Vom vedea, vom vedea, hai să vedem, hai să vedem. Deci astea sunt doar argumente pentru... Trebuie acoperite, să dărâmă. Nu, acoperișul exact, vom devine... Să dărâmă, dar nu poate... Hai să alătăm o sumă pentru acoperiș acum, ce să facem? În regiei proprii, cum au făcut în magazie de lemn și astea... Păi, să vedem sursa de pe toate regii proprii, nu avem mai sunt bani în cine merge. Să mai facem niște de. Dar nu glumim la una cu oamenii. Mai avem ceva și pe noi. Dar vreau să bază asta. Din 806 cât au fost acolo. Am scăzut ăștia 480.000, au rămas 326.000. Da. Da, ca să vă rog. Tot și apă și pot partea... 80.000 la apă, 200.000 la așa. Partea, 200.000 la teren. Da? Fac 200.000, cam mai multe ori zile. Da, da, da. Și 38 la poloanești. Doamne, cât estimați când una copie putea pune pentru un acoperiș? Nu știu, chiar nu mă întrebați aici, chiar nu știu. 100.000? Deci din punctul meu de vedere, dacă chiar dorim să facem ceva la școală... Deci școala veche? Da, a venit. Fost... Nu veche. Școala nu, corp. Lasă lângă el în sport. Păi cât am zis, pe cine am vorbit eu, spune că... Dacă au fost 100 și ceva de mii anvelopară și... Cu cine am vorbit, eu spun așa, dacă căpriorii sunt buni, că trebuie să fie și buni, cum să înlocuiesc? Acolo unde alea că-i putre, pune acolo, alături, că nu vine cineva să vadă, nu poți să pune. Nu pune alături, da, poți să pune 100 de mii, dar... Hai să mergem. Acolo... Mergem pe 100 de mii, da? Aveți vălit 100-150. Acolo-i țipli, e mă o parte. Adică, acum, fără niciun fel de supărare, n-am nimic cu... Ba din contră, mă bucur și pentru copiii de la Bartea, da. Pentru un teren de sport, văd 200 de mii și ca să acoperim, totuși un, aici și atâtea câte sunt de făcut într-o școală, într-o dita mai școală, ar trebui cam tot o sumă de genul ăsta. 150-200 de mii. La fel de bine, bani pe care putem să-i luăm în momentul în care vine cineva, face un deviz de lucru și poate costă 120. Și ne rămân 80 de mii, dacă punem 200 de mii și 150. Din punctul meu de vedere, nu cred că este bine să le faci doar acoperișul. Păi nu, mi s-ar părea normal să faci o documentare pentru reabilitare întreaga școală. Da, n-ai faci acoperișul, nu mai faci proiecte cele două... Vă dați seama, adică ca să poți să faci și WC-ul, ca să faci și alei și toată. Da, dar domn primar propune să nu se mai facă niciun proiect, să se facă reabilitare, să se facă o deviz de lucrări. Și atunci nu mai faceți, băi, din loc nu mai cheltuiți bani. E normal dacă acolo și-ați făcut proiectul, să faci. Nu poți să umbli chiar la toată școala. Păi nu umbli la toată școala. Partea din sus s-a văzut. Deci eu nu sunt dacă nu faci asta, nu mă înțelege nimeni că nu este legal să faci cu deviz. Au căzut două plafoane, două clăs acolo, să nu peste. Da, păi Anca mi-a zis că efectiv copiii cu 2-3 minute înainte, un copil fusese la dat. Și noroc că nu știu ce de situat și era zona unde a fost soba și acolo nu prea să stă, au o hartă acolo și de obicei mai merg copiii. Și așa zic că efectiv discuta că nu avea nimic, niciun copil nu trebuia să vină la tavă și efectiv s-a auzit cum a poftit și a găsit bucată de tavan. Un metru, domnule. Acolo, dar și-a copil la tavură. Repet, au rămas 326.000 din excedent. Deci, părerea mea, facem documentație pentru întreaga reabilitare a școlii. Haideți să vedem cât ajunge, nu? Deci 326.000 sunt suficienți bani. Ajunge, să facem documentații, să facem reabilitare din banii ăștia. Dacă vreți să faceți ceva din ăștia, să faceți din comune. Da, da, da. Și faci, și vezi și ție, să faci. Păi ce facă lumea dacă tot faci? Nu o facem din bucățeli. Atunci, haide, spune 300.000 pentru tot și dat. Păi stați, auzi, stați un pic. Că probabil să duce la toată suma, că școala de la Său ne-a ce dă mai multe probleme. Este și școala gimnazială numărul 1 și grădinița cu programul Rănuși și Plătiniș. Adică nu poți să îngropăm toți 300 și ceva de mii. Hai să facem acoperișul ca să oprim chestia asta. Nu acoperim, Maria. Nu acoperim, Maria. Nu acoperim, Maria. Nu acoperim, Maria. Și tot școală și de la... Păi
Nu mi-a plăcut să am pe toate, așa e cine dorește școală. Așa s-a spus clar, doar pentru reabilitare școală. Toată ține, toată ține școală. Așa a văzut. 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 Pui tot școala. Cu ce te deranjează să-i spui punctual? Auzi, la plafoane e scăzut în școală cu etaj, nu la școală. Da, și nici dar nici școala asta dacă nu e... Păi dacă n-aia s-a căzut plafoane, n-aia, da. Hai să-i distribuie să școli toate. Și chiar dacă, chiar dacă nu mai sunt copii, școlile, ați văzut că trebuie să întreținute. Da, sunt denigrătarul. Obligația noastră. Dar au fost murdari, au trebuit pizierii și acum... Având inundația aia, eu s-a infiltrat tot. Hai, ce facem cu... Alocați... Suma de 30 ceva de mii pentru școala din Comuna Său. Nu poți să măcar în școala din Comuna Său, dacă îți mai mult. Înțeleg, în școala din Comuna Său e centru, Bartea... Școli. Nu așa, păi nu așa. Îi vezi, Rico, din școala din Comuna Său? Nu, 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 da. Nu, dar nu mai nevoie de care și-a luat, nu le-ai cu cine. Nu mai nevreți. Și poate poți să faci la școala asta, dar da, mă, mușeți, să mai nevreți. Haideți, la vor. Și punem la vor suma de 150.000 pentru reparație, acoperire, școală și restul și rămâne în excepție. Exact. Cine-i pentru? Nu, nu, restul. Este un prim proiect, restul mai bine. Păstăiți, Paul. Mulțumesc că împotrivă. 150.000. Mulțumesc, da, bună limitație. Acum aici. Da, puneți măcar niște bănuți pentru făcut o analiză și la școli ceva. Păi, și mai 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 reparații la școală, înlocuirii meritoare. Este școală gimnazială asta, așa, de cuprind de pitoare. Înlocuirii meritoare la școală. Aia nu, aia ai. Portul vechi. Nu știu cum se cheamă. Portul vechi. Fosta școală nouă. Portul vechi. Care era cu învățătorilor. Ei se exprimă portul vechi. Portul vechi. Înlocuirii meritoare. Reabilitare portul vechi. Și nu e la școală. Reabilitare portret, plăzim școala... Aia la buget ceva? Rupare, schimbare, buget, școlpul, nu știu. De asemenea, aia e școala gimnazială de la Paseu și definiția de la Părtinișa. Dacă mai rămân 176 din mii, rămân acolo în excedent, că mai bine decât în conturile din trezorerie, nu stau nicăieri. Și atunci, pe parcursul anului, când va mai fi nevoie, ai pe ce să pui mână. Nu mai avem școală... Dacă tot i-am fără mițat, așa. Au zis, dacă voi nu la școala din Azia, la Pasău și la grădinița de la Păstiniș. Da, hai să punem pe grădinița de la Păstiniș este prins. Da, prins un lucru. Dacă ați fost atenți în lista de investiții, am pus să vorăm noi un puț, pentru că am înțeles că este greu. Eu și costă mult și am pus ca și obiectiv formarea unui puț. Mai este 100 de mii și la învățământ. Dar în învățământ, în subcapitolul 65-50, este pusă 100 de mii pentru mici reparații. Da, am am epuizat amendamentele. Mai sunt? Da, sunt. La buget? Da. Care? Și mă rog la partea, nu mă rog. Băi, tu n-au o scoție cu ea. Acum, măi, mai am 100 de mii în reparații la buget pentru școală. Deci noi am 100 de mii. Da. Deci amendamentele la buget, așa a spus? Da. Deci la lista de investiții. Asta a fost în discuție, așa da, că lista de acum a venit întrebarea mea. Deci dumneavoastră atât preconizați în comuna asta pentru dezvoltare, știi, numai sumele astea pentru ce s-a discutat acum? Altceva nu mai preconizăm să dezvoltăm? Pentru astea au fost amendamente la au fost propuse ca și sume pentru podul de la Agăștin, da?
din sumele de la podul Agăștin redistribuite, am înființat alte trei obiective de investiții, care se alătură listei de investiții propuse de mine, nu? Da. Și acum întrebarea mea vine. Și am terminat tot în comuna său? Fața primăriei mai facem ceva? Da. Dacă cere colțuri de stradă, da, coșuri de gunoi, da, stații de autobuz, alea care trebuie tot pentru oameni. Eu înțeleg. Din toate investițiile astea, la partea acolo înțeleg că le-au luat casa. Corect, trebuie făcut. Dar restul chiar ninge peste tot? Nu. Deci nu mai punem nimic? Dar pe voi nu s-a prins nimic pentru complex. În raportul de specialitate am vorbit de niște sume pentru ceva reparații la complex. 135.000 reprezentând lucrări de amenajare, sale de ședințe și întreținere complex comercial. Adică în baza la un deviz. Pe 2002. Corect. Reparații curente, da? Deci am votat amendamentele, acum cu votul final pentru lista de investiții. Și de este pentru? Au două utilitară, nu am. Ajungem la ea. Da? Lista de investiții am votat acolo? În potrivă, se abține cineva. Nu, da, chiar nu am luat în discuții remorca și cu utilitară. Care tot pe lista de investiții. E tot pe lista de investiții, remorca. Păi dar nu are remorca. Renunțăm remorca. Cât a fost? 2.000 de euro? 20.000. 20.000 la remorca. 20.000 de lei. Îi punem la camionet. Și 5.000 la... Ce să faci cu 20.000 la camionet? Îți fac 1.000 de euro, nu-ți ajunge niște ei... Nu, merg pe ideea să luăm una nouă. Cât avem bani, nu mergem ceva ca lumea. Nu merg ideea una nouă. Vinde și tractorul. Am luat sărăliță, unii sărăliță. Să completăm cu asta. Deci ne-am văzut la lista de investiții. Da, da, nu, dar am terminat cu asta, cu utilitară. Pe ce? Și mai punem ceva bani? În afară de astea 20.000. Îți trebuie să lași 20.000, să trebuie să dai și un avans. Dacă chiar nu ești avans. Da. Și nu-i de ajuns, cred că. Facem un leasing. Facem leasing, luăm una nouă și am terminat. Da. Punem 30.000, mai punem 10.000 aici. Punem 30.000. Da, mai Elena, aveți de unde pune 30.000 pentru utilitară? În loc 20.000. Să zici că dai un avans. Măcar. Mergeți cu ea, doamnă, facem rectificare și cu ceva. Da, acum. Hai, mergeți cu ea. Da, îți mai trebuie pentru 10.000 rectificare, că poți scrieți acum. Cine este? Pentru camionă de spii, prin să nu este de investit. 30.000. 30.000. La licitație. Trebuie să ne înțelegem. Înlocuim... Da, da. Da, aceea face de tot. Da. Da, e același capitol. Da, e același capitol. Nu, din nou. Da, vă supun din nou, pe final, pentru lista de investiții. Cine este pentru? Am prins și camionet. Împotrivă se abține cineva, nu știu. Așa că am bugetul. Da. Tot bugetul? Tot bugetul, da. Și acum vă supun spre aprobare bugetul local comunei său. Cine este pentru? Împotrivă se abține cineva? Vă mulțumesc. Deci, cum ar fi? Punctul 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității gospodării și înfrumusețarea comunei. L-a studiat, acțiunea. Sunt probleme la acest proiect?
Domnilor, Comisia economică. Nu, aprobate. Da. Comisia juridică. Da, vă rog, pe aprobare. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Maria. Trei. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune și lucrări la de interes local pe anul 2020, prestate de beneficiari de ajutor social. Da. Câți oameni mai sunt? Discuții. Comisii recomandă. Câți mai sunt? Câți sunt la 30 vreo 2 și sunt... Bun de muncă. Dar trebuie să facă, restul au copii în întreținere. Da. Să pun pe aprobare. Dacă problemă, cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva, mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Iasău, numărul 93 din 2019, privind stabilirea impozitului taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2020. Aici au fost câteva probleme. Da, vreau să văd comisiile cum au votat. Păi, doamna secretară, supuneți la vot. Îi spuneți, vă rog, ce vorba. Dar cred că toată lumea a studiat, ați văzut și decizia tribunalului. Noi trebuia să vă ducem la cunoștință prevederile ca să știm, să aibă cunoștință consiliul local. Să nu? Dar nu ni s-a adresat în omul decizia tribunalului. Da. Am făcut un pic de analiză pe text a deciziei tribunalului. Nu-mi permit eu să fac evaluare vis-a-vis de doamna președintă Cătălina Irina, care se contrazice singură în hotărârea pe care o ia. Spune la un moment dat că primăria de la Veceana, că de primăria de la Veceana e vorba, așa, nu au făcut dovada publicării anunțului. Noi am avut dezbatere publică pe tema asta, nu numai că am publicat anunțul. Spune că nu are la bază nicio fundamentare tehnico-economică care să justifice introducerea acestui tip de taxă locală. Ca mai apoi să vină și să spună din documentația care stă la baza emiterii deciziei, hotărârii Consiliului Local, a rezultat că taxa specială de drum pentru autovehicule grele ce depășește 7,5 tone pe USE a fost impusă din cauza degradării drumului. Acum îmi spune aici și că nu e nicio fundamentare tehnico-economică. Deci îi taie de joc din punctul meu de vedere. Să luăm aminte. Hotărârea Consiliului Local Găiceana are două articole. În primul articol hotărăște instituirea taxei în valoare de 100 de lei, parcă din ce am văzut eu aici. Iar în al doilea articol, instituie interdicția. Atenție, interdicția circulației. Deci noi ne trebuia avize la poliție pentru interdicția circulației. Noi n-am interzis circulația, domnilor. Noi am stabilit o taxă pe care ne permite legea să o stabilim ca să ne apărăm proprietatea. Păi interdicția e prin semnele puse. Care e interdicția? Unde sunt? 7,5 tone. După aceea expertiza codurilor, că a dat niște bani. Nu, ei spun. Nu, domnul primar, eu vă spun că ei au interzis. Au pus și bariere, au trecut blocat și bariere pe drum. Au dreptate. Păi și atunci sigur că instanța nu le-a dat dreptate lor. Ori noi nu cred că suntem în incidența legii, ordonanței cu circulația rutieră. Noi n-am interzis nimic, domnilor. N-am interzis nimic. Noi am stabilit o taxă să ne protejăm drumul. Atât. Nimic mai mult. Cea mai bună explicație asta. Stai așa un pic, Costi. Trebuie avut în vedere că inclusiv amplasarea indicatoarelor are nevoie de avizul poliției rutiere. Dacă există indicator, pentru acel indicator este nevoie de avizul poliției rutiere. Dar nu ne interesează să nu am interzis circulația. Nu mă un pic. Trebuie avizul lor.
La fel, Inspectoratul Județean de Poliție respectă o hotărâre, o ordonanță de guvern care are stabilită și taxă pentru, deci, pentru acele indicatoare noi mi trebuie să urmăm documentația. Dacă ați văzut în documentație, noi v-am pus adresa care am înaintat pentru noi... ei. Și noi trebuie să facem memorii, trebuie să facem plan de situație. Nu-i vorba de indicatoare. Plan de încadrare, toate acestea trebuie înaintate către, ca să obținem aviz pentru instalarea acelor indicatoare. Exact ce am vorbit la Găiceana astăzi, că am vorbit cu doamna secretară de la Găiceana. Păi da, doamne, dar doamna secretară v-a spus acest aspect, că ei au interzis, au interzis și vorbim de o taxă sau de indicatoare. Deci noi nici discuții vorbim. Doamna nu specifică. Hotărârea Consiliului Local privind taxa, nu indicatoare. Al doilea articol din hotărârea Consiliului Local de la Greceana prevede interzicerea circulației. Nu poți. Cu alți ani în urmă la Palanca era... Sebeștin primar și o pus și o oprit. Păi și o panoramă, o sta mașina blocată, odată judecată. Asta înseamnă că intervine circulația. O trebuie să intervină cineva de la judie, băi, lasă, băi, nu, retrage plângerea, fă, nu știu ce, ești o panoramă, trebuie să plătească cursele lui. Dar noi nu suntem în situația. Ordonanța 195/2002, care prevede restricția așa. Orice măsură de restricție a circulației. Restricție a circulației. Deci se vorbim despre cu totul și cu totul altceva. Ei au pus barieră și au restricționat accesul. Și cu asta la revedere. Deci au pus taxă și o plătit. Noi n-am restricționat niciun acces. În lege spune așa la articolul 1. Administratorul drumului, da. DC-146, este primăria său. Da. Deci da. Ce discutăm noi în propoziție? N-are niciun, în afară de semnul, de 6,5, care ăla a fost dat de proiect. Pentru că am adus atunci urbanistul, da, nu e acea strada care, strada care a fost proiectată și reabilitată, nu e pe mai mare. În articolul invocat la legea 195/2002, la articolul 1 alineatul 4, asta scria domnul primar. Reglementări privind circulația, dar nu a reglementat circulația. Cine a reglementat circulația? Dacă voi ați spus indicatorul, cine a reglementat circulația? Nu te juge, nu plătești. Știu, dar dacă câștigă primăria, de unde mai plătești de lor? Da. Înseamnă că noi tot luăm de la ocor și le strângem situația. Da, bineînțeles, că strângem. Dacă există șansa să pierde contractul. Să nu uitați. Curtea de conturi, când a făcut control, și a cerut unde sunt banii de la taxa de drum. Dar nu l-a interesat de avizul poliției. Nu. Curtea de conturi a spus unde sunt banii care trebuia să-i aduceți din taxe și impozite. O veni cu foaia. Păi și atunci vine poliția să interzică o hotărâre de Consiliul Local. Ce motivăm? Dar nu interzic nimeni. Noi li batem cu ei tăl degeaba. Nu are nimeni nicio treabă cu taxe. Nu supune la hotărâre de tribunal. Dacă era ceva... Dacă era ceva de abrogat din hotărârea noastră, 93, în 2019... Nu, bine, că i-a ajuns la... O trecut de prefectură, bănuiesc că trebuia contestată dacă nu cu asta. Nu, rog! La ăștia nu pot la prefectură? Dar stați un pic. Că proiectul acesta de hotărâre, dacă ați văzut, eu spun să abrogă articolul de 1 la 6 din anexa 2, noi ar trebui să abrogăm doar modalitatea de colectare a taxei, pentru că acum am revenit la ideea de a mi comunica ocolul Silviu și omul așa. Păi și atunci singurul lucru care trebuie abrogat. Asta dar am mai discutat, domnul. Dar modalitatea de colectare a taxei nu e apanajul nostru. Sigur că da. Dar latitudinea executivului. E vorba de legalitatea stabilirii acestei taxe. Este legalitate. Dar restul sigur. Colectarea va forța. Spuneți că nu e legală această taxă. Dar cine zice că nu e legal? E vorba că din studiu și din prin asimilare cu treaba, cu situația aia, da. Acolo așa, studii și legea, doamne. Situații total diferite. Da, de la mine, nu am hotărât la Greceana, la noi. Hai să vă hotărâs. Domnul președinte. Dar le-am dat despre voi, te-a sol, nu la mine. Hai să vă le dau. Pe unii, la noi, pe una, să. Spuneți la proiectul așa cum a fost votat, pentru că trebuie să vă respingeți. Deci, vă propun proiectul așa cum a fost propus.
Cine este pentru? Pentru abrogare, pentru respingere, pentru respingere, pentru abrogare. Pentru respingere. Pentru abrogare. Deci proiectul este abrogare, nu respingere. Da. Așa cum a fost în comisie, așa cum a intrat. Așa. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Pentru abrogare. Deci cine este pentru abrogare? Nu abrogare, domnul doctor, nu mai spune. Cine e pentru? Ești proiectul proiectul ăsta? Pentru abrogare. Nu, pentru proiectul așa cum el, ci totul. Dar nu asta spune. Spuneți-mi cum votați, spuneți-mi un proiect de respingere. Așa vreau să spun. Da. Deci acum trebuie să votăm cine este pentru. Forma în care a intrat. Cine este pentru? Cine este pentru? Proiectul cum l-ați citit. Dacă sunteți pentru, eu sunt împotrivă. În condițiile astea, doamna, restul e împotrivă. Așa, 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 da. Altă. Iasă 14. Proiect de... Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personale ai persoanelor cu handicap grav, ce înseamnă cu 2 din anul trecut, 2019. Comisia... Da. 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 Comisia economică? 4 pentru. 4 pentru. 5 pentru. Da. Sunt, acum, da. Sunt discuții? Dacă nu sunt, să pun proiectul spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? La modificarea ordinii de zi. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului venitului cheltuieli pentru activități finanțate integral din venituri proprii pentru anul 2020. Da. A studiat? Da, e proiectul ăla cu... Serviciul de apă și canal. Serviciul de apă și canal, da. Comisia? 4 pentru, cu singur amendament că... Economic. N-am înțeles de ce... Pentru? 5. Singur amendament că n-am înțeles de ce este formulat bugetul de venituri și cheltuieli pentru activități finanțate integral din venituri proprii pentru anul 2020, când putem să-i spune românește... Nu, trebuie să modificați tipul acolo, că nu-i corect. Buget de venituri și cheltuieli pentru activitățile serviciului cu apă și canalizare. Pentru serviciu public, apă și canalizare. Nu, nu avem mai multe servicii. Din al său, scrie da. Da, e corect. Da, doamnele, au consemnat. Trebuie să pun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mai avem? Da, da, de contarea la cadre didactice. De contarea la navete pentru cadre didactice. Ați studiat. Da, da. Da? Eu supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Acum ne invitați. Trecem la punctul următor. Probleme diverse. Probleme diverse. Vă rog, haideți să ne înscriem la diverse. Vreau să vă prezint începând de ieri. S-a reluat lucrările pentru canalizare. Unde? La extindere de apă s-au făcut probele și vreau un cup cu apă să vedem. Să vedem mâine dimineață la Ciobănuș, așa cum arată. Vine inspectorul de șantier și cu proiectantul. La podul la... Care a ținut interesează pentru că au promis cu data de 15 februarie de 17. Așa, uite, azi am fost împreună cu domnul vice, cu inginerul, să căutăm niște pământ care să, în locul bolovanilor, terenului nenorocirii stâncos, în satul Lunca deocamdată, și am fost pe partea... Pe pământ avem în comun, noi n-avem de unde dat două mașini. Da, da, am găsit. Da, am găsit pe partea. E o lutărie care se poate. Până la pământul primar. S-a apăt cineva? Nu care piață. Eu am nu trebuie pământ. Deci eu am impresia că este total neserios acest Victor? Câștigător al licitației. Dar cine nu-l face el? Aici e marea problemă, domnul Cusu. Aici e marea problemă. El a subcontractat lucrarea altora, nu i-a plătit la timp din vari motive. El invocă faptul că nu a primit banii de la PNDL.
spre final, într-adevăr, n-a primit banii, da? Doamne, ce-o depus în termen, e toți domn banii primar, plătiți. Domn primar, eu am stat de vorbă cu toți cei care au lucrat până acum. Pentru că la extinderea de apă, dacă ne spun opinia lui, la extinderea de apă la Ciobănuri, la extinderea de apă la Ciobănuri nu i-a făcut proba pe segmente, umblând după aceea să le unească, să-i facă, să-i bagă presiuni și atunci dirigintele de șantier nu semnează nicio recepție până nu vede. Acum au pus apa seară, a să vedem, mâine vine dirigintele de șantier, proiectantul și împreună cu noi. Cu noi să vedem. De afară. Impresia mea este că timpul se duce așa de repede, 31 decembrie, e școlea. Și noi stăm și așteptăm. Cine mai e? La pod, la profesor. Altcineva? La pod. Domnul Bezan. Eu aș vrea să vă anunț că în perioada 7-10 aprilie, la noi în localitate, se va desfășura o activitate de screening și de depistare rapidă a tuberculozei. O să ia legătura cei de la Bacău, de la București și cu primăria, pentru că este vorba de o caravană, o mașină mare, care o să trebuiască găsit un loc unde să fie fixat, o să căutăm să discutăm, să vedem exact în ce constă toată treaba asta, ce oameni din comunitate trebuie să îi aducem. Aici o să avem nevoie și de ajutorul asistente sociale și de asupra medicală de la asta, pentru depistarea precoce a eventualelor probleme pulmonare pe care le au, în special cei care sunt cu situație, nu înregistrat deja cu semnificat, dar cei care sunt cu situații material precar. O situație socială, spune nu materială, că nu trebuie să fie o situație materială precară ca să ai trebuit, ci că să stea în niște condiții. Poate să aibă, nu de supărarea Didi, poate să aibă unul bani să-i facă la pădure și să-i bea și să trăiască în niște condiții numai, dar să nu aibă o situație materială precară, să facă TBC. Da. Nici o fel de problemă, da? Am înțeles. Așa. Problema, v-am zis că o să trebuiască să o stabilim, după aceea să discutăm, pentru că au zis că în funcție de suprafață, m-au întrebat cât este, am zis că avem o suprafață de circa 270 km pătrați la nivel de comună, să stabilim anumite zile și în funcție de cum o să ne solicite ei și cum o să găsim oamenii care sunt în măsură să fie testați pe treaba asta, eventual să găsim locuri, deci eu vă spun de pe acum ca să știm să ne gândim o zi pe apa său, o zi centru și eventual o zi strajă, Ciobănuș, să vedem cum e. O să trebuiască să găsim, caravana asta este mare. Deci este un tip vagon cu examen radiologic, cu un aparat de radiografie înăuntru. Aici o să vină lumea să facă radiografia și toate astea. Și în baza unui scoring, va fi trimis pe mai departe, să va face și să va recolta și spută sau nu. 7-10 aprilie. Da, nu mă iertați, vreau să completez la părăul socilor începutul lucrării, s-a dus saltierile, domnul Vici se ocupă acolo personal, a fost și eu. Dispensarul, s-a terminat lucrările de reabilitare a casei medicului a dispensarului, a luat o nouă făsișare, s-a făcut recepția, urmând ca în primăvară să punem niște pomi ornamentali și ce mai trebuie, o nouă grădină, da. Și centrală, dacă tot am făcut frumos, să ne gândim un piculeț să dărâmăm măcar Buda aia din spate. Da. Deci fără niciun fel de treabă. Deci unul și zice, uite ce frumos e la dispensar și dăm boi chiar o serie de acolo. Da. Când venim și ne solicitați, eu dăm nouă. Da. Eu mă refeream, mă refer la proiectul dinainte, ăsta cu apa și canalizarea. Până în momentul ăsta, care este situația faptică? Deci, unde s-au oprit lucrările la canalizare, în momentul La strajă, în restul școlii. În restul școlii urmând să traverseze și să plece în coace. La lung s-a dus până la ulița la domnul Puiu. Foarte, foarte greu. De ce ridic eu problema asta? Că mie mi se pare anormală treaba. Adică și în intervențiile care le-am avut în anii în urmă,
Problema principală pe care o văd este racordarea centrului de la Port la Roșu până la Port la Luncă, până în stație. Deci asta este prima, ca să ne prindă sfârșitul anului cu școlile, cu primăria, cu toate utilitățile astea care trebuie să vină la instituțiile publice. Pentru că am fost în capătul Ciobănușului și am băgat canalizarea acolo. Dar aici nu e canalizarea. Am zis Ciobănuș, poftim. Da. Deci problema este, nu trebuie demarat aici în forță lucrările, că nu se știe cât ori mai finanța, cum ori mai finanța și ce o să mai întâmple. Nu ăsta este punctul vital. Dacă le putem face la mijlocul drumului, că fost la mijlocul drumului, începe din capăt. Părerea mea, începe din centru. Rătățării continuare. Din capăt, ci da, se referă la axial. Dar eu mă refer la faptul... La strajul nu vine axial. Deci centrul ASEO-ului se duce direct în stație. Deci proiectantul... Adică pe segmentul ăsta poți să-i dai drumul. Întrebarea mea este, de ce nu se lucrează pe segmentul ăla când se duce direct în stație? N-ai conexiune, n-ai niciun... De ce? Da. Inginerul care răspunde de șantier a făcut vizita de la scaune la vale zilele astea, că ei au zis să înceapă de la scaune la vale și a spart asfalt acolo. Când o fi să-l reparăm... Păi, o să fie mari probleme de acum, cu cât s-a apropie de centru. Da, e circulația mare. Punctul meu de vedere, e și drum județean ăsta, primul lucru care trebuie accelerat și făcut, să intre în stație. Eu vreau să-i explic la toți cetățenii. Sunt foarte multe probleme care se leagă de școală, dispensar, toate instituțiile. Vreau să-i explic la toți cetățenii comunii cum disconfort se creează cu această canalizare. Trebuie să fii conștient, am promis la toți, domnule, o să redăm înapoi, dar nu poți. Astăzi o să bat gaura, mâine să vin cu o mașină de balastru să o repară. Acolo trebuie să facă probe. Trebuie să mai facă alte săpături pentru, pentru racordarea fiecarei locuințe. Ce fac? Azi mă duc să pun balastru, mâine vin iar să-l... Îl băgăm în mocier, în pământ, iar. Să-l scocior. Deci cetățenii trebuie să înțeleagă și chestia asta. Domnule, e un disconfort. O lună, două, asta este, trebuie să spun, dacă vrei să faci ceva. De ce ai o problemă așa? Nu, pe asta trebuie, rog cetățenii să înțeleagă chestia asta. Și numai bine, până în toamnă, există un timp în care se poate lucra. Cum e acum? Fără să ne afecteze ger, alte treburi. Ca să putem realiza treaba asta. Pe uliță, pe la Domnul Puiu, pe acolo, acum vine, când ajunge în capăt, vine iar o săpătură de la stația de pompare la Domn Florin Camară, o săpătură de alungul fără întrerupere, care să aducă materialul o de retur, vine înapoi, stația de epurare. Da, deci iar îl spargem, chiar dacă am mai... Asta nu cetățenii să înțeleagă. E un disconfort pentru orice, dacă vrei să... La orice lucrare, orice șabichier. Este foarte bine, ca să ridicăm problema, pentru că marea majoritatea cetățenilor ridică această problemă. Când ia pământul din șanț, când îl talbizează, când... Bine, s-au stricat podul, podeții, se vor mai strica. Se repară la domnul, autoritatea locală, într-o ședință de consiliu local, le explică clar cetățenilor comunei său că aceste lucrări vor fi efectuate după terminarea lucrărilor, pentru că nu vor mai exista discuții în continuare. Și avem ce tipunea când, într-adevăr, vor veni și vor reabilita și șanțul și podețul și tot ce au stricat ei în timpul lucrărilor. E prins în noi, e prins în noi. Dar nu să plece din comună până nu... Trebuie să ai o semnătură noastră, nu? Și pentru că să fiu nebun, să semnezi un act care nu-i de natură. Nu, aveți probleme cu populația, sunt mulți care nu ar să dorească să se reacordeze. Asta e, asta e ce se face. Aia e altă problemă. Aia e marea problemă. Aveam și eu o problemă. Nu s-o prins să extinde reprimistat la chine. Canalizare. Cu altă ocazie, cu altă treabă, în alte fonduri. Alungă la până o bisericie în fondul lui. Atât? Da. Păi trebuie stații de pompare, de bani niște. Pe unde vreți să luați stații de pompare? Păi fără o glodului, fără o glodului nu-i nimica, picioși la vale nu-i nimica, că e diferență mare de nivel. Dar nu sunt picioși, nu-i săpat. De ridicat? Picioși la deal. Domnul Ciobănașu, vreau să aduc la cunoștință că crescătorii de animale din comuna Paseu s-au făcut până mai sus. S-au postat zilele astea pe internet, se difuzează cu drumul care a făcut până la nimic împotrivă, dar problema e alta.
că s-a votat asociația, dispune de o sumă foarte frumoșică de bani, din care s-a făcut drumul la lac, dar cetățenii crescători de animale au întrebat în felul următor. Din suma asta frumoșică, câte prăjunghiți v-ați curățit? Păi nu, așteptăm răspuns. Domnule, când se dau anunțurile astea, trebuie să iei legătura cu cel care a făcut drumul, care îl finanțează. Și atunci el îți dă o situație de lucrări, drumul ăsta costă atâta, interesul lui economic e cu tare să cărăm la depozitul de... Dar dumneavoastră vă puneți întrebarea, dacă n-are unii paști în ghita, unde duce cu noi la la? Păi, Turiți, îmi pare rău că nu ai fost la ședința trecută și eu am pus întrebarea asta. Scade efectivele de animale și... Nu ai fost la ședința de crescători de animale. Da, și eu am zis, la suma asta care o încasez frumos, de asta am și scris cu ghilimele. Da, dar mi-a spus... Cu ce ajutați crescătorii de animale? Și da, și ce? Cu nimic. Doamne, stați-o lecă. Să nu aruncăm în capul doctorului. Pentru că normele europene zice că te finanțează, trebuie să ai groapă, ai animale, n-ai animale, ce ai zis? Băi, am rămas șapte vaci de la scaunul. Nu e adevărat, domn primar, nu e adevărat. Îl chemăm pe doctor aici. Cum gestionează asociația banii? La Măinești, eu am urtit cineva la Măinești, i-au dat tractor, i-au dat păsitoare la agă și le dă cereal, la păsitor de animale. Vorbim în lipsă. Au și tractor, e tractor acolo. De asta e șezi. Domnule, crescătorii de animale beneficiază. Are cosătoarii, tractori... Este dat în legii, fiecare crescător de animale care e scris în asociație are subvenții pentru fiecare cap de animal cu pizajul comun. Uite, luna care vine, e prezent, dacă vezi... Alo, domn doctor, unii sunteți? Asta vreau să spun și eu. Am fi salutat acțiunea asociației, s-a pus în noi crescătorul de animale cu făcut acest lucru. Deja au mișcat lumea, se duce lumea la lac acolo în turism, să zicem. Dar eu vreau să vă întreb, dar las pe când vine, să fac și pe chinet, că avem o grămadă de curături acolo în vârful chinetului, la Zvârcea, să desfacă drumul și la chinet. Da, asta vreau să aud. Sunt interese personale, sunt interese de cetățenilor. Eu cum? Da, am și eu curături acolo, dar tu am văzut să fac așa. E mine, înseamnă că nu cunoști chinet. Sunt curături în grămadă. Și care interes personal? Cristi. Eu nici nu fac sunt acolo. Eu sunt convins că în adunarea asociației s-a discutat despre cum avem noi lista noastră de investiții, cum avem noi planul și nu știu ce de cheltuieli, bănuiesc că și în asociația crescătorilor. Da, avem un program de program, aveți listă de investiții, unii ați aprobat lucrarea asta, alte lucrări. Lucrările care s-au aprobat anual prin programul de activitate al asociației. Nu, doctor, întrebarea a fost alta, al domnului Ciobanașu, ca să înțeleagă. Da. Cu ce beneficiază crescătorii de animale din comuna său, de la asociația crescătorii de animale, care ia o sumă frumoșică, că eu am pus ghilimele din luare, aproape 6 miliarde, ziceți-o dumneavoastră ca să nu zic eu. E în jur de 5. E cum, 6 miliarde 800 a spus.
5, 4, 805. Cum să modificați? Nu știu. Atâta, ne-a dat anul ăsta, 5. Aaa, ăsta nu ăsta. Dar nu se dă anul ăsta. Asta e la întrebare, acum nu știu ce asta. Deci, domnul doctor, asta vreau să dăm. Cine beneficiază de crescători de animale? Să dăm răspuns, poate. Da. Nu-i bune, domnul Ciobrașu? Da, domnule, dar... Răspundeți la... Adică nu sunt de s-au făcut drumul, o putem de mă. Să vă spun exact care e. Vorbesc exact... Exact. Da. S-a postat pe internet domnul Vicin, a văzut și la noi și la noi. Și-a spus că nimeni n-are împotrivit că s-a făcut drumul ăla. E foarte bine, da. Așa. Dar au spus noi crescătorii, din punctul barca, vreau să spun acolo așa, care avem animale, la noi nu s-au mai continuat cu defișarea iplală, cu rățâtul, cu ce beneficiem noi crescătorii de animale. Bun, asta rezolvăm problema barca. Nu putem face curățiri dacă nu se marcă scoate lemnul gros. Eu nu pot să dorm noaptea acasă. Nu se scoate lemnul gros peste 10 cm, eu nu pot să fac singurul niciun angajament. Dar de ce nu v-ați scăzut cu suprafața respectivă, domnul doctor? Care suprafață? Aveți o suprafață din trupul de pășune, partea, de exemplu, ca toate trupurile de pășune, de să scoateți din lemnul. Dar nici am luat-o. Nu fost apia, nu vă gândiți. Te caută din satelit, nu-ți fac griji. Nici am luat-o aia. Deci diferența din suprafață care nu luat. Dar au fost un din zrâmate, de porci, un din sumat. Păi acele scăzute, că noi avem 318 contract și eligibil 290 ceva. S-au scăzut drumurile, s-au scăzut surpăturile, s-au scăzut terenurile cele care nu sunt productive. Tăte stâncăraia, tăte asta. Deci aproape 20 ceva. Și unde s-au împădurit, domnul doctor? Dar nu-i treaba lui. Unde s-au împădurit, noi putem lua în continuare, dar singura condiție să spună că poate le nu pe s-au făcut acte de punere. S-au scos la licitație din 2 de iuni. S-au făcut la licitație. Fii este 10 iuni, care voi să cai. Mă ajută mai exact. Local. Nu vă mulțumim la asociație. Domnul doctor. Ne vine doar Iesă, dacă sunteți de acord, din județul Argeș, la o comună, cu asociații care vor să ne concesioneze. De acord, până nu rămărește, domnul doctor, cu ce ajută pe crescătorii de animale? Au zis că la Argeș se dau cereale sau unii sporiți, da, la Argeș, care a spus. Sau dau cereale pentru unii care au vite mai mult. La Moinești. Noi pe programul de activitate, când începe am dat bani la crescători, o cutie a Pandorei. Niciodată nu se va opri. Dar nu bani. Dar nu bani. Păi dar și au ceva ce? Nu, de diferite utilaje, o cositoare, un tractoraș, un motocultor, nu știu, ceva. Adică o vom în perioada aia lucrează fără bani. Da, poftim cereale, cum spune ea. Nu, deci cu cereale este închisă. De vreau de fapt de program, e aprobat în modul general, nu se împart bani. Banii se folosesc pentru întreținere. Deci să înțelegeți, abia când vine și mă controlează, nu interesează câte drumuri am făcut sau poduri. Da, era scump, dar vreau. Este fix problema lor. Au de unde, am fac ceopiu. Deci Argeșul face și ceopiu. Mai încasează bani pe controlul oficial al producțiilor. Și ei, relația lor cu primăria este alta decât la său. Doctor, să nu vă surprindă când au venit... Când va veni la anul, iarăși ca să concesionați suprafața, că am înțeles că la anul vă expiră sau peste 2 ani. Da, expiră, dacă nu se poate începe problema. Să nu vă surprinde că vor apărea și alții și care vin cu o ofertă mai bună pentru cei care cresc animale în comuna noastră și vor fi ei cei care vor administra. Să nu vă surprindă. Păi nu mă surprind. Deci nu, acum s-a făcut drumul ăsta, ceea ce e foarte bine. Și pe ăsta s-a făcut presiuni sau nu s-a făcut, l-a făcut, e ok. Dar altceva de atâți ani, cam zero. Păi ce ai lucrări de întreținere? Le da, facem pe care am nu trebuie. Ce? În grădină nu-ți poate să-ți boreale și crescă pe care și la lac aveți suprafeță și să vedeți ce întreținere ați făcut. Dar aveți dumneavoastră la lac acolo are. Păi nu tot. Dar cât aveți? Arătați-ne o bucățică unii frumoasă, nu se mușcă. Dar recepția lucrărilor nu s-a fost la ea? Nu știu, eu n-am fost, că n-ați văzut să mă mai puneți în comisie. Și problema că vine apia și dacă nu-i frumoasă, nu poate. Nu ne puneți în curs, nu puneți, dau bani înapoi. Cu apia e treaba noastră, ce faci? Vă spune bun treaba noastră, pentru că banii de acolo vin. Eu vă spun de bine, după ce sunt de acolo. Al Consiliului și cei care vă concesionează. Deci noi oricum, hai că mai sunt de vreme. Nu se mai poate prevăzi, nu mai pot bucura. Faceți un pic de liniște. Domnul doctor, în numele celor care au cumpărături chine, da. Aveți în vedere să faceți un drum? Da, drumul la chine în toamnă. Atunci. Atunci am dau și eu pe Facebook în atunci, în două mandat. Da. Voiam să vă întreb, exploatăm totul pentru ați spus campanie. Că și trebuia să prezentați în fiecare an Consiliului Local un program în care avea desfășurătorul de lucrări ce voia să face. Și, da? Și un raport prin care asociația ne aducea la cunoștință ce a realizat pentru cetățean, pentru asociați. Un raport Consiliului Local. Consiliul Local care va concesiona aproape 300 de hectare.
Și căruia trebuie să plătiți redevența, dar să-i faceți și procesele verbale de recepție. Că aveți lucrări. Am înțeles că este o comisie care a fost la recepție. Da, am făcut recepție parțială și urmează pentru... Ne spune comisia. Final de an. Că eu să știți că sunt pentru faptul că ați făcut platforme. V-am văzut și la viața satului. Mai deja se mișcă, se duce lumea din toate partea, se duce la vreodată. Eu vă întreb, tot ați făcut o treabă, de ce n-ați făcut-o completă? Dacă ați plecat cu drumul de aici, de ce n-ați coborât cu el la scos la scaune ca să fie o chestie integrală? Da, drumul este coborât. Este coborât. Asta stau la scaune. Asta stau la scaune. Asta stau la scaune. Asta stau la scaune. Deci în loa la scaune. Se poate coborâ pe scaune. Faceți-l public, domnule. Vă mai întreb eu, spuneți-mi și mie, în comuna său există atestată vă stânt? Nu. Și vă spun de ce. Dar stați un pic, lăsați-mă din nou. De ce nu sunt stâni? Când registrul e plin de animale. Și UV-ul dumneavoastră nu mai încapă animalele. Singura stână care este pe ei. Sunt declarate, nu alea confidențială. Dar la Cotlas, acolo pentru înregistrarea sânului, este problemă cu diferența care sunt 2-3 hectare, ce au ei închiși acolo și unde au făcut construcție. Păi nu, noi le-am dat, le-am închiriat. Păi el o are, dar altele mai sunt și altele unde? Nu știu unde sunt. Toți sunt haiduci. Păi avem 850 de hectare de pășuni împădurite. Cum vreți să o luați, da? Da. Și într-o comună, numai ăștia lui Cotfa Spinoge au amărâtă de stână, căreia Consiliul Local e închiriat acolo. Nu e închiriat, domnule, nimic. Nu e închiriat. Serios? Nu am, n-am din urmă, eu m-am bătut pentru asta. S-ar vreau ca să schimbă. Nu știu, nu era fost închiriat. A fost, a fost. În momentul pastoral, noi am mai prins încă 3 zile. Am prins la Petrosul, în brigada, acolo unde este locul care nu-l pun, nu-l vrea nimeni. Unde este marcaș de 2-3 ani, nu vrea nimeni să cumpere. Nu ne gândeam de asta, nu. Am prins în Iacob și am prins la Lac. Nu știu, dar nu știu. Aveți suprafețe bune, aveți terenul concesionat, raportați-ne și noi, uite, am făcut avem animale. Asta. Lucrurile mari, că nu vă întreb. Sunt stâni, dar n-avem moi. Asta cu... Avem moi, dar nu sunt stâni. ...de bulăie, nu știu să le dispor picând. Păi nu știu, apea îi impune și condiții obligatorii să ai platform. Nu ai platform, să lua banii, asta e clar de treaba. Mă propun să închidem lucrările ședinței de astăzi. Mai avem ocazia și în ședințele viitoare, să mai invităm pe domnul doctor, probabil și cu un raport. Da, nu-i rău, luna care vine. Probabil cu raport și program. S-a dugat pe anul ăsta, s-a dugat și la ea. Discuții de timp de animale. Discuții de timp de animale.